Dar go live. Să vedem cum. Bună seara! Bună seara! Sperăm că ne vedem, sperăm că ne auzim. Avem o transmisie hardcore. Poate la un moment dat o să facem și o descriere pe blog post. Mai scriem din când în când pe Coding Connect, după aproape fiecare ediție. E o transmisie destul de hardcore, așa, folosim jumătate de monitor, o bucată de telefon, niște căști care sunt băgate pe sub căciulă, camera vine dintr-un alt calculator, e o întreagă nebunie, totul distribuit, scuze pentru întârzieri, nu suntem în locul nostru obișnuit, suntem distribuiți, inclusiv prin țară, nu așa, Răzvan? Așa, da. Da. Așa că vă propun să trecem direct la subiect. În seara asta o să discutăm despre fazele incipiente ale antreprenoriatului, cum ne pornim un startup, evident din perspectivă tehnologică. Dar așa cum știți, nouă ne place să discutăm despre aproape orice, așa că o să discutăm și despre finanțare, și despre procese, și despre HR, și tot ce ne mai trece pe în cap. Așa că vă așteptăm cu întrebări, cu feedback-uri și zic să pornim direct la drum. Așa că o să-l invit pe Ioan să ne povestească puțin ce am pregătit așa high level pentru această joi și apoi ne vom continua discuțiile într-un mod relaxat. Te rog, Ioan. Da, așa cum zicea și Silviu, am muncit ceva ca să ajungem la forma asta, așa cum o vedeți acum, și suntem deja la ediția cu numărul 27, de fiecare dată încercând să facem lucrurile puțin diferit și sperăm noi că din ce în ce mai bine, cel puțin rezultatul să fie din ce în ce mai bun. Astăzi o să vorbim despre startup-uri din perspectivă tehnologică, după cum a spus și Silviu, și din punctul meu de vedere ceea ce am pregătit pentru astăzi se referă în mare parte la partea de productivitate și tehnologie. Am împărțit cumva în două părți principale, una basic și una puțin mai avansată din perspectivă tehnologică. După care am pregătit și niște pachete speciale pentru acest eveniment pe care o să le lansăm, fiecare cu particularitățile lui în funcție de nevoile pe care le are clientul. Lansăm și o promoție legată de hostarea de DNS și o să vă vorbim despre cum Coding poate să fie partenerul vostru încă de la bun început în această călătorie. Cam asta ar acoperi subiectele cu care mi-am bătut capul zilele astea. Bun. Răzvan, tu cum ești? Salutare! Cum să fiu nerăbdător să discutăm despre startup? Eu aș vrea să fac o scurtă introducere, dacă mi-e permiteți, și să povestesc cum am ajuns la concluzia și la subiectul evenimentului nostru din seara asta despre startup. E un subiect la modă. Toată lumea are impresia că e cool și foarte simplu să pornești un startup, dar lucrurile nu stau chiar așa, cum o să vedem și pe parcursul emisiunii din seara asta. O să venim cu ceva sfaturi, cu ceva statistici și cu anumite concluzii pe care le-au tras alții oameni implicați în startup-uri pe parcursul proiectelor lor, ca să zic așa, și cam atât din unghiul meu momentan. Cool. Apropo, acum așa ca, nu știu, a seta puțin cadrul și contextul, sunt un făcător de startup-uri. Am făcut mai multe, am închis mai multe, fie proiecte, fie companii, și cred că asta ar fi primul unghi și vreau să vin cu ceva experiență din zona proprie. Nu săriți repede să vă faceți o companie cum v-a venit o idee, da? Încercați să vă validați ideea, să puteți să faceți un setup în afara unei companii
Și momentul în care vedeți că se poate genera revenue, acela e momentul când trebuie să vă creați compania. Am trecut prin mai multe inițiative de tipul hai să facem firma, hai să facem grupuri, hai să facem 70.000 de chestii. Mă refer la startup-urile create în ultimii ani, nu la cele, să spunem, făcute în perioada incipientă, când nu aveam nicio structură, era tot așa după ureche. Și am realizat că nu este atât de bine, investește o grămadă de overhead administrativ, legal, compliance, foarte multe, să spunem, setup-uri legate de tehnologie, te duci, ți-ai domeniul, le iei pe o firmă, îți cumperi nu știu ce soluții, e o întreagă, să spunem, muncă la început. Nu vă bateți cap să vă optimizați procesele înainte să aveți business pe bune. Nu? Business pe bune înseamnă preveni, în primul rând, adică niște oameni care ar fi dispus să plătească într-un mod sau altul pentru ceea ce creați voi acolo. Indiferent că vorbim de servicii, de software, de nu știu, vânzare de produse sau ceva ce nu știu, mie îmi sună din ce în ce mai bine în ultima perioadă, partea de producție. Ăsta ar fi primul unghi. Apoi, dacă ți-e foarte clar ce faci, dacă ai potențial clienți, dacă ți-e foarte clară direcția, nu te mai apuca să, nu știu, tai tot soiul de lucruri de bun simț de care oricum ai nevoie. Încearcă să le construiești din prima cum trebuie. De la locul unde ții datele, de la structurile de comunicare, de la, nu știu, device-urile pe care le folosești pentru un business, a trebui ca totul să fie făcut într-un mod decent, să nu trească să o faci stilul bootstrap, să spunem, totul pe butuci. Exact în contextul ăsta am și pregătit niște pachete, să spunem, care să vină în ajutorul celor care sunt la început, fie că vin dintr-o zonă antreprenorială, fie că vin dintr-o zonă de, nu știu, startup-uri. Sunt o grămadă de tineri acum care direct din școală sau din facultate sau cu foarte puțină experiență în zona de business încearcă și își creează diverse companii. E un lucru super fain, îl încurajăm. Suntem una dintre companiile care a livrat câteva zeci de proiecte de Startup Nation până acum. Avem chiar un coleg care e denumit așa, îi mai spunem de când în când regele Startup Nation. Dar trecând peste metodele, să spunem, mai mult sau mai puțin formale de finanțare, indiferent cum îți pornești o companie, e decent să pornești de la început cu un tool sau cu un arsenal, să spunem, de tool-uri, cu un arsenal de device-uri care să-ți facă viața mai simplă viitor și să poți să-ți creezi încă de la început asset-uri digitale și practic să creezi valoarea intrinsecă a companiei tale în versiune digitală. Nu trebuie să aștepți să faci, nu știu, 10 milioane de euro revenue ca să faci asta. Poți să pornești din prima pentru că în 2020, în anii viitori, remarcăm că este din ce în ce mai ieftin să poți să utilizezi tool-uri pe care acum 5, 10, 15 ani puteau folosi doar companiile mari, companiile solide din perspectivă financiară. Asta a fost intro-ul de la mine și mă gândeam să și pornim, Ioan, poate punem un livrabil deja, să ne generăm singuri subiecte de discuție. După livrabil mai am eu niște complementări. Ca să păi spune. Spune tu, Răzvan, că după aceea mai am acum niște întrebări pentru amândoi. Păi așa cum a spus și Silviu, nu săriți la orice idee care vi se pare bună. Repede faceți SRL-uri, firme, asocieri și tot felul de structuri. E foarte important atunci când, ok, ai ideea, ai produsul, știi ce vrei să vinzi, să produci sau îți sună bine, dar trebuie să o validezi cu piața, da? Așa cum a spus și Silviu, e extrem de simplu de făcut asta. Dacă cineva e dispus să plătească pentru ideea, serviciu, produsul tău, atunci e clar, sau dacă e dispus să plătească prețul pe care îl solicizi tu, înseamnă că e destul de simplu să-ți validezi ideea și atunci poți să treci la nivelul următor.
Și nivelul următor, până să ajungi la tehnologie, până să îți cumperi diverse lucruri, până să investești în sedii, birouri, nu știu, laptopuri, camere, Mac, și sunt la modă, trebuie să faci ceea ce nu fac 70% dintre antreprenorii români, din păcate. Un plan de afaceri. Da? Deci asta este crucial. Trebuie să le pui pe foaie, da? Pe foaie. Nu trebuie Excel pentru asta. E simplu. Când ai un startup, ți le pui pe foaie. Îți faci un plan de afaceri și dacă planul ăla de afaceri arată decent, să-i spunem, bine, da? Și dă cu plus, ca să fim foarte direcți, atunci te apuci de afaceri, da? Pentru că, din păcate, în România sunt extrem de multe, cam în jur de 70% după unele studii, extrem de multe IMM-uri care nu au plan de afaceri, nici măcar n-au auzit despre așa ceva. Și asta înseamnă, nu știu, e un fail de la început, așa. Adică, ok, e mișto să facem toți startup-uri, să ne ducem în partea antreprenorială, să ne băgăm în producție, în servicii, în orice, dar trebuie să avem un plan. Fără un plan, foarte multe startup-uri eșuează. Da? Pentru că sunt făcute și cel puțin erau făcute în anii precedenți, pentru că veneau 100% din fonduri gratis, cum ar veni, și atunci când nu sunt banii tăi, îți cam bagi joc de ei. Din păcate, asta e premisa și ceea ce se înțelegea prin Startup Nation, de exemplu, în anii trecuți în România. Să fim serioși. Și știm cu toții, foarte puține firme serioase sunt care au făcut proiecte solide, care și-au făcut business planuri, care și-au cumpărat doar ce au avut nevoie ca să poată să-și desfășoare activitatea și n-au dat banii pe toate tâmpenile. Da? Și firmele astea există în continuare și se întâmplă să fie și foarte profitabile. Da? Deci, business plan. Mie mi se pare un iPhone absolut genial în aceste momente, nu de alta, dar ne permite să ne desfășurăm într-un mod așa out of the box sau like there's no box această minunată emisiune pe YouTube. Fără să dăm de pe iPhone, asta e mai distractiv. Deci avem și un iPhone implicat aici, deci trăiască Startup Nation. Glumesc, acum nu l-am cumpărat din fonduri de Startup Nation, dar am văzut foarte multe cereri de produse Apple pentru Startup Nation. Da? Și am discutat acum 2 săptămâni, e foarte ok să le cumperi dacă știi de ce le cumperi și dacă ai nevoie. Dacă nu știi de ce o faci, doar le cumperi pentru că sunt frumoase, fancy, cool și așa, e puțin neproductiv. Ca să te treb acum, din perspectiva business planului, recomand un business plan full care să treacă până toate funcțiunile de marketing, până strategia de go-to-market, până ceva estimări în zona de costuri operaționale sau mai degrabă o proiecție, să spunem, destul de relaxată în zona de venituri și, o, să spunem, corelare cu zona de cheltuieli operaționale. Cum e, din punctul tău de vedere, un business plan de ăsta minimal? Da? În condițiile actuale din România, unde, v-am zis, 2 din 3 n-au business plan și nici n-au auzit, este absolut suficient un plan venituri, cheltuieli, vezi dacă dă cu plus sau vezi când o să dea cu plus, dacă ți asumi la început că ai ceva pierdere, da? E absolut banal, da, de făcut. Deci poți să folosești orice template de pe internet. Nu trebuie template, îți trebuie o coală A4, tragi o linie pe mijloc și pui în stânga cheltuielile, în dreapta venituri. Minus și cu plus. Exact, adică despre asta e vorba, pentru că le vezi altfel atunci când le scrii pe foaie toate cheltuielile, toate veniturile, cât produs poți să vinzi, cu cât, unde îl vinzi. Da? Astea sunt niște lucruri basic pe care oricine ar trebui să le aibă în minte și să le aibă deja conturate și creionate când își face un startup. Da? Degeaba ai o idee super tare dacă tu nu știi prețul, dacă nu știi cui vinzi, dacă nu știi cât vinzi, dacă nu știi cum vinzi. Măcar o idee să ai. Și în anumite cazuri ce vin. Exact. Exact. Da, este foarte important să ai măcar un schelet de un pseudo business plan, da, basic, pentru că business planul ăsta o să evolueze odată cu business-ul tău, da? O să-l adaptezi, o să-ți apară linii noi de cheltuieli, o să-ți apară linii noi de venituri, hopefully. Și tot așa, o să-ți apară diverse lucruri în el, da? O să-ți apară, o să-ți se mărească termenul pe care faci business planul ăsta, da? O să te gândești pe termen mediu,
Asta dacă ai planuri serioase. Deci, ca să-ți răspund la întrebare cât mai concret, unul foarte simplu, chiar și pe coala a 4, da? Deci, cât de simplu se poate, numai să fie făcut. Că așa o să-ți dai seama de anumite aspecte ale planului tău și o să vezi că aici nu e ok, trebuie ajustat, aici hai să mai temi din cheltuieli că sunt prea multe, nu facem față și tot așa, mereu îți dai seama, da? Degeaba ai tu poza în minte, că știi tu cum se face, când le pui pe o foaie și te mai uiți o dată a doua zi la rece pe ea, o să vezi niște discrepanțe și o să le ajustezi, teoretic. Slip on it. Exact. Am o întrebare pentru voi. Având în vedere că lumea se schimbă, da, e în continuă schimbare, oportunitățile de business, unele sunt idei noi, altele o să fie întotdeauna aceleași, nu știu, agricultură și așa mai departe. Cât de ușor este acum să deschizi, să începi un startup, având în vedere că majoritatea lucrurilor de care ai nevoie pot fi achiziționate ca subscripție, as a service? Că sunt puține lucruri pe care nu poți să le mai iei așa, avocați, contabili, echipamente, birouri, totul se poate lua așa. E mai ușor sau e mai... Aici. Un startup, da, o să zici că ideea asta, mai ideea X, da, a mai avut-o cineva de-a lungul timpului, s-a mai făcut, nu știu ce. Are două componente extrem de importante. Data, da, timpul în care se petrece acțiunea, ca să zic așa, și locul. Da? Deci dacă găsești o combinație optimă între ideea ta care e bună și au mai avut-o și alții, ok, da? Majoritatea startup-urilor de la noi sunt idei luate de pe site-urile de startup-uri din state, da? Hai să cred că 99%, da? Să fim realiști. Să lăsăm linkul în descriere pentru cine dorește să. Este foarte important să înțelegi atunci, momentul când lansezi startup-ul tău, să-ți alegi zona, dacă vrei, da? Pentru că sunt foarte multe startup-uri care nu sunt neapărat relaționate cu internetul, da? Adică nu vând pe internet, nu știu ce. Sunt customer oriented, da? Oriented. Și atunci mai este o componentă care ar fi a treia, care e destul de importantă, să-i dai acel personal touch, cum zic americanii, da? Să o ajustezi după cum crezi tu că e bine, da? Nu inventăm apa caldă sau roata, dar putem să o facem mai lată, mai caldă, mai rece, mai, da? Mai cam despre asta e vorba. Sper că te ajută răspunsul ăsta, Ioan. Ok. Intru și eu acum. Am înțeles că e pentru amândoi întrebarea, dar dacă vrei, poți să răspunzi și tu la ea, să știi. Ideea e așa. E mod evident mult mai simplu. Nu mai ce să riști, nu mai e ca acum, nu știu, 15 ani, când aproape toate investițiile trebuiau să fie de capital. Îți permiți, ai un concept, se cheamă costurile de intrare într-un business. Și costurile de intrare și costurile de ieșire devin relativ mici. Cel puțin pe zona componentelor, să spunem, non-core business, da? Pentru că dacă, nu știu, te apuci de, nu știu, o cafenea, da? Ar fi ideal să poți să și investești în câteva lucruri care țin strict de core business. Nu are sens neapărat să închiriezi, dacă chiar crezi în ideea aia și ai și un business plan în spate care ți arată că o să ajungi într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă la profit operațional, care să-ți permită și profit, să spunem, real mai târziu. Există, depinde, răspunsul ăsta e tot timpul valabil. În schimb, sunt de acord, să spunem, cu răspunsul sugerat de întrebarea ta, că e mult mai ușor în 2020. Nu trebuie să îți bați capul, nu trebuie să investești, nu știu, 1000 de euro într-o soluție sau 300 de euro într-o soluție, poți să plătești 10, 15, 20 de euro pe lună. Vezi ce se întâmplă în 6 luni, îți măsori planul de la început cu execuția de după, vezi dacă ești într-un context bun sau ai măsurat greșit. Poți să treci și la celebrele analize SWOT și aici, apropo de linia pe mijloc al lui Răzvan, am învățat de la oameni, să spunem, ceva mai calificați în tarea antreprenoriatului, că n-are sens ca tot timpul să faci o analiză SWOT. E, cum să spun, mai simplu să tragi o linie pe mijloc și să treci care e zona de, să spunem, avantaje pe care le ai, fie că țin de interiorul companiei și de poziționarea ta, fie că țin de piață.
și zona de dezavantaje sau riscuri. Nu trebuie să îți faci neapărat o matrice și să reinventezi niște grafice frumoase de la Gartner. Revenind la întrebarea ta, Ioan, mi se pare mai simplu acum, mi se pare că poți să pornești cu, nu știu, să zicem, câțiva zeci de euro pe lună, un business foarte solid din perspectivă digitală, dacă știi ce-ți alegi. Da? Pentru că sunt și foarte multe soluții în piață și cred că ce am făcut noi săptămâna asta a fost să selectăm, să spunem, câteva high runner sau câteva produse hero, da? Care se aplică majorității inițiativelor din zona asta de companii din perspectivă tehnologică. Uh-huh. Ca să nu mai vorbesc că deja mă doare gâtul și nici nu am apă în jurul meu, da, e mai simplu și e mai facil și să intri și să ieși dintr-un business în acest moment. Ok, ok. Și ca să facem, dacă tot am vorbit de plată eșalonată așa și fără investiții, hai să vorbim de prima componentă de productivitate pe care o propunem și pe care care ne place. Să-mi spuneți dacă se vede ceva arăt. Da, da, e frumos. Ok. E aproximativ, nu știu cât să zic, 60% din suprafața ecranului. Am înțeles. Ok. Soluție de audio-video. Pentru că noi am considerat... O face mai mare. Hai, tu... Noi am considerat că o soluție de audio-video e destul de importantă în perioada asta când și contactul face-to-face e relativ limitat. Mm-hmm. Am spus așa niște statistici despre soluția pe care și noi o folosim și pe care o propunem peste tot, Microsoft Teams. A ajuns să fie folosit de 75 de milioane de utilizatori, ceea ce mi se pare impresionant. La nivel de răspândire, Cărcotaș și eu să spună că vine instalat cu Office 365 și se mai umflă puțin numerele, dar eforturile și ale noastre și ale vendorului sunt mereu către folosire, pentru că e un tool care permite mai mult decât audio-video. Am scris aici și colaborare în timp real pe documente. Project management, task management. Exact. Și stocare de fișiere, editare de fișiere. Da? Am arătat noi acum 2 și acum 4 săptămâni că într-un calculator poți să ai doar timp să instalezi și să faci treaba liniștit. Da, da, da. Pe lângă asta e o modalitate mai securizată, pe lângă clasicul WhatsApp pe care sunt sigur că oricine îl folosește și pentru lucruri legate de business, ceea ce am putea să încercăm să ne mutăm. Noi nu mai facem asta de când s-au dezinstalat grupurile alea, am auzit niște povești. 2017 este o zi legendară. Și plus că este optimizat pentru telefonul mobil, deci poate fi folosit ca un tool prin care să suni colegii pur și simplu. Adică zilele astea toți colegii care m-au sunat pe Teams și nu pe telefonul mobil, ceea ce în anii trecuți la alte firme nu se întâmplă, nu îl folosea. Ne-a ajutat și cel mai mare agent al digitalizării, pe numele său de scenă COVID-19. Da, exact. E-mail. Aici am scos eu niște date așa mai... pe care probabil că nu le știe toată lumea, probabil că intuiți. E-mail-ul e o formă foarte... Pe secundă, 2,6 milioane? Wow. Da. Sunt statistici care se duc către 5 milioane, dar am zis să iau... majoritatea, știi? E o formă foarte veche de mail, e un vector comun de atac, dacă nu cel mai răspândit, pentru care are legătură cu factorul uman și de aia se întâmplă multe atacuri pe aici. Ne petrecem în medie 3-4 ore pe zi folosind, citind mail-ul, fie personal, fie cel de la muncă, lucru care scade în statistici, mai ales în rândul tinerilor, generațiile noi. Și, impresionant, 60% dintre toate mail-urile trimise sunt de tip spam. Am eu un mic add-on aici. Pe baza datelor, la generațiile mai noi, utilizarea e-mail-ului a început ușor să dispară din obișnuință. Inclusiv noi avem colegi care au folosit prima dată o soluție de e-mail în momentul în care au venit la noi.
nu știu, noi când eram mici eram foarte fericiți, eu aveam nu știu câte zeci pe Yahoo, nu știu câte pe Gmail, mail-uri peste mail-uri, ne tot plăceau mail-uri cu nume mai lungi, mai scurte, mai frumoase, mai whatever. Acum numai la mod, autentificarea pe baza numărului de telefon a început să devină mainstream la generația mai mici și din unghiul meu cel puțin, și nu mă deranjează lucrul ăsta, ca să fac și un mic adon la Teams. Teams are capacitatea să înlocuiască o bună parte din comunicarea prin e-mail. De la mesajele foarte simple de tipul mergem la masă, îmi ieși mie ceva de mâncare, mergem să facem oferta respectivă dată prin e-mail, da? Și mai sunt în continuare în diverse companii, vedem acest gen de comunicare. Nu știu, la chestii foarte, foarte importante, profunde, care nu ar trebui să rămână prin e-mail, nu de alta, dar prin e-mail de obicei dispar. Adică le citești o dată și cam aia a fost. Lucrurile importante e bine să stea în alte soluții. Nu știu, un intranet, un knowledge base, da? O zonă de proceduri, o soluție de HR, o soluție de learning, o soluție de knowledge sharing sau knowledge management. Pentru aceste bucăți, să spunem, cred că mail-ul va fi înlocuit și o să rămână mijlocul, să spunem, zona de comunicare de business uzuală, de tipul, nu știu, trimit o ofertă, primesc acceptanța, nu știu, ne punem 4-5 obiective pentru o discuție de mâine și alte lucruri care să spunem, au logică să fie transmise prin e-mail. Pentru că n-am spus la Teams, în afara, să spunem, faptului că este integrat cu alte tool-uri, că poți edita documente, că mai nu știu, 11.000 de funcționalități și integrări cu zeci de aplicații, versus o soluție de comunicare liniară, să spun, da? Cum e WhatsApp, Teams are un avantaj major, are o structură de grupuri și o structură de thread-uri. Asta îți permite să comunici pe un subiect în parte, da? Într-un grup de WhatsApp, dacă sunt mai mult de 3 persoane, e al naibii de complicat să poți urmărești un fir, un thread, da? Nu știu dacă faceți parte din grupuri de WhatsApp de 7-80 oameni în care se comunică des, sunt aproape imposibil de folosit, da? Sunt aproape imposibil de folosit. Și atunci o soluție de, nu știu, audio-videoconferință cu extensii de productivitate directă, cum e Teams, te ajută să faci treaba mai repede și mai bine și să ai mai mult timp pentru ceea ce îți face ție plăcere în context personal, nu neapărat pentru ce faci în context profesional. M-am oprit pentru moment. Teams e un subiect atât de mare încât o să trebuie să facem o ediție doar pentru Teams. Adică chiar sunt foarte multe lucruri cu care se integrează și putem discuta lejer 2 ore pe subiectul ăla. De acord. Revenim puțin la Exchange Online. Mi se pare că tocmai în contextul ăsta în care nu trebuie să faci investiții, e foarte potrivit acest gen de serviciu pentru că ai parte de niște funcționalități relativ enterprise, dar în același timp nu mai ești pus într-o postură în care să alegi fie între soluții gratuite, Yahoo, Gmail sau să-ți cumperi un Windows Server cu server de mail sau dacă te pricepi la tehnologie să faci pe alt sistem de operare. Mi se pare că e exact punctul care trebuie în ecosistemul actual. Și din unghiul meu e no-brainer, da? Adică singurele platforme care merită luate în considerare în momentul în care decizi să folosești un e-mail de business sunt Exchange Online din Office 365 și zona de, nu știu, Gmail app din G Suite, da? Aplicația de productivitate de la Google. În afara acestor două soluții, mai sunt niște soluții hosting decente, mai sunt niște provideri mai mari sau mai mici, să spunem, care au niște soluții decente, a spune, de comunicare, dar diferența este fabuloasă, ca să nu mai discutăm despre celebrul cPanel în care spui tot și site, și mail, și aplicații, și DNS. Și, da? Era foarte fain la finalul anilor 90, începutul anilor 2000, dar deja 20 de ani în tehnologie se văd și diferența de productivitate sau integrare cu device-urile mobile e absolut fabuloasă. E nebunie să nu plătești, nici nu știu cât costă, oricum e
3-4 euro. Da, nu. E 4 euro cu toate serviciile, de fapt, nu? Și e-mail, și timp, și da, banca, 4... și SharePoint, și Kaizala, și câte mai sunt acolo, știi? Da. Ok. Trecând mai departe la partea de stocare. Mm. Am ales OneDrive. Mm-hmm. Pentru că, practic, asta e formularea pe care am auzit-o prima dată când s-a vorbit despre genul ăsta de soluții. Este flash drive-ul, stick-ul tău virtual, în care cu Office 365 ai un terabyte de stocare pe fiecare utilizator, poți să-l accesezi de pe orice dispozitiv, se sincronizează cu folderul dedicat din desktop sau cu documentele în care ești logat cu contul de Office 365, nu te interesează dacă pică internetul, curentul ia foc. Merge la fel și acasă, merge și pe mobil. Na? Și partea de partajare, pentru că sunt clienți care au de transmis documente către colaboratori externi și e mai simplu să le genereze un link temporar și după aceea totul... Eu din experiență pot să spun, acum învățând de empiric, pot să spun că este mai simplu să primești un link de pe WeTransfer sau whatever, să-l downloadezi, să-l manipulezi, să te chinui să-l downloadezi pe serverele WeTransfer, ca apoi să-l trimiți altuia care îl downloadează el și tot așa. Nu? Și să pierzi toate proprietatea. Nu, o cotează. Nu? Da, deci în continuare și asta mi se pare absolut șocant. Avem și noi utilizatori care au la dispoziție OneDrive sau Google Drive sau Dropbox for Business și în continuare folosesc WeTransfer. Mi se pare absolut șocant. Da? În condițiile în care ai un livrabil sau un folder, ai dat click pe el, create link, da? Merge inclusiv din Explorer-ul de Windows, măcar nu trebuie să te duci pe web. Da? Merge din telefon, merge de oriunde. În 2020 să distribui în altă modalitate fișierele mi se pare, cum să spun, relativ anacronic, ca să fiu decent. Și nici măcar n-am amintit de posibilitatea de a share-ui inclusiv cu, nu știu, nevasta, de exemplu. Da? Ai niște poze pe care le-ai făcut când te-ai dus în excursie la mare sau la munte, în Grecia, că e la mod acum. Salut, da. Cristi! Salutăm pe Cristi, care mi-a lăsat un mesaj în greacă pe chat. Da. Te duci în Grecia, știi? Și te torci, vrei să le dai prietenilor cu care ai fost în Grecia, da? Nu te-a pus să le dau la des, să le pui, să ui transfer, să o așa. Ai un folder, îi faci un link, oamenii și-l pot sincroniza și ei în calculatorul lor, nici măcar n-au nevoie de licență de Office sau de altceva. Și îl sincronizează, se downloadează singur, puteți să lucrați una, două, trei, patru, cinci săptămâni acolo și totul se face pe infrastructura de la birou unde ai un tera și, surpriză, stați să vedeți că, de fapt, tera ăsta a devenit practic nelimitat acum. Da? În sensul în care adminii pot activa undeva spre 5 tera, parcă Ioane, și dacă faci un ticket frumos la Microsoft, primești și mai mult dacă ai nevoie. Da? Deci gândiți-vă că aveți un spațiu de stocare care se poate extinde la nesfârșit și care nu dispare odată cu calculatorul, device-ul sau alte incidente. Deci tot în cei 4 euro, da? Intră și e-mail-ul și timpul și ai și stick-ul ăsta foarte mare, așa, care e 4 euro cu totul la acum. Adică iar e nebunie să nu ai așa ceva ca și companie. 4 euro pe lună, să precizăm. 4 euro pe lună, da. Și tot în suma asta primești și suita clasică. La 4 euro primești doar varianta de browser, ca să zic așa. Da, web. Da, da. Sau Teams, că e același lucru. Sau Teams, da. Cred că o să se mute cu toți spațiul de lucru. Mi s-a întâmplat mie pe laptopul de la birou să mă prind după vreo 3 săptămâni că nu aveam Office instalat. Adică tot lucrând în Teams am tot editat Excel-uri, Word-uri, că na, mai aveam, na, mai făceam un cod din Connect și trebuia să facem zona de planificare. Și la un moment dat, nu știu ce filtru am vrut eu să pun în Excel, m-am prins că nu am și dau să deschid în Excel. Și nu înțelegeam de ce nu merge, pentru că nu era instalat. Da? Adică am lucrat 2-3 săptămâni fără să am Office-ul instalat local și nu am întâmplat vreo problemă. Cu mențiunea că dacă ai niște macro-uri și niște formule care poți să îngenuncheze și 16 giga de RAM pe local, nu o să funcționeze în browser Excel-ul foarte eficient. Da. Și astea sunt... E mai degrabă excepția.
Aici sunt pachetele, am pus prețurile de listă în dolari de pe site ca să, să fie intuitive, să se vadă. Practic avem servicii în partea stângă, la Business Basic. Avem produse și servicii și în dreapta de tot avem produse, servicii, Intune și Windows Upgrade. A, deci avem și licența de Windows Upgrade inclusă în subscripția lunară. Da. Și e o zonă de securitate, să spunem, da, avansată, care e utilizată în companiile mai mari. Una dintre ele putem să spunem că nu este Twitter. Apropo de ce s-a întâmplat azi noapte, nu știu, lumea știe. Băieți au dat-o că ar fi plătit hackerii pe cineva de la ei. S-ar putea să fi fost mai gravă de atât situația, să nu fi fost plătit și cineva să fie ajuns într-un mod sau altul la tururile lor de administrare. Și a fost destul de, să spunem, distractiv, da? Pentru unii dintre oamenii care și-au pierdut economiile în cryptocurrency. Dar na, se întâmplă data viitoare când încerci să faci bani așa de la domnul Bezos sau de la domnul Elon Musk. N-ar fi rău să te gândești de două ori înainte dacă chiar ți-ar propune. Sau Bill Gates, cred că și el a fost în atacul de armat. Bun, închid aici. Asta a fost despre suita de productivitate, așa un overview foarte light. Sperăm că am trezit interesul pentru cine nu folosește încă o soluție de genul acesta. Bun, ca să retoarce puțin la cifra, ai spus că sunt 75 de milioane de utilizatori de Teams. Da. Dacă am 75, asta înseamnă că probabil utilizator de Office 365, măcar unul dintre servicii, ar trebui să fie undeva la nord de 100 de milioane, mă gândesc. Că bănesc că rata de adopție nu e chiar 100% Teams în cadrul ecosistemului de Office. Zice că trebuie să fie cam dublu, nu? A zice că e cam la 60% adopția de Teams, pur și simplu din așa cum văd piața. Așa, un educated guess, nu? Da, accent da. Educated. Da. Bun, deci părțit la 0,6, nu știu, înseamnă vreo 130-132 de milioane de utilizatori, da? Adică dacă nu vă e clar, la cei $5 pe lună preț de listă, care se transformă în 4,2, parcă nu, Ioan? 4,2 da, da. Euro. Da? A, euro 4,2. Da. 4,2 euro și în funcție de numărul angajaților se mai pot primi niște deal-uri bune sau dacă le combinați cu diverse alte produse și sau servicii, inclusiv de la coding, puteți obține și un preț mai bun, dar sincer nu știu ce ar mai fi de negociat la toată nebunia la 4 euro pe lună. Dacă ne apucăm să facem calculele celebre pe care le vedem în toate grupurile de hipster de pe internet, e probabil, nu stau să calculez acum, dar dacă mergi la Starbucks în fiecare zi, probabil că ești în range-ul de 2% din cât dai pe cafeaua de la Starbucks pentru soluția de productivitate zilnic, dacă am calculat bine. Într-o zi, dacă ți-ai luat și un desert, cam s-a dus. Deci îți recuperezi investiția pe un an. Adică mi se pare no-brainer și faptul că există în continuare companii, da, care folosesc cPanel sau alte soluții de-astea anacronice, mi se pare nebunie. Sau ce am mai făcut și vorbesc acum din experiența proprie, când făceam servere de mail pe timpuri și era complicat rău, da? Numai procesul ăla de a scoate IP-urile de pe listele de antispam era creepy, da? Adică în momentul când ai un server administrat de tine, e foarte greu să nu ajungi la un moment dat pe un IP care nu a fost banat la un moment de cineva la un moment dat. Și atunci e naibii de complicat. Dacă ești companie care are AS-uri și subneturi proprii și, să spunem, ți le protejezi, deja costul acelor subneturi e în range-ul de, adică e 6.000 de euro până acum. Și prețul e în creștere accelerată pentru că nu mai sunt IP-uri range-ul IPv4 și e foarte greu să înlocuiești niște soluții scrise de 10, 15, 20 de ani în zona de enterprise cu IPv6.
În mod evident, prețurile la IP V4 vor crește, deci faptul că ai tu un IP pe care l-ai luat în 2002 de la nu știu ce provider și crezi că o să-ți meargă la nesfârșit, o să ai o surpriză, s-ar putea să plătești doar pentru IP-ul ăla mai mult decât ai plătit subscripția pentru toți colegii ca să ai un serviciu de genul ăsta. Scuze pentru duritate, dar hai că în 2012 am mai înțeles, în 2014 am înțeles, în 2016 mai erau scuze, în 2020 și după perioada asta în care am stat toți acasă, să nu ai ceva de genul ăsta într-o companie, mi se pare cale aproape sigură către eșec. Nu pentru că ți-ar aduce vreo valoare, ci pentru că capacitatea decizională e grav afectată de nu știu, alte componente care nu te ajută la business. E un lucru evident că e mult mai eficient așa și e frustrant uneori când trebuie să argumentezi niște lucruri care sunt acolo și sunt total evidente. Într-o discuție mă refer cu cineva. Ce mai întâmplă din când asta am așa? Dar mă opresc, promit. Răzvan, cum e la tine din lungul ăsta? Când îți părăști o companie, te uiți la așa ceva sau focusul e pe alte zone? Cum e sau cum ar trebui să fie? Cum e, nu. Dar, hai să vorbim din experiență. În România, dar ar trebui să te uiți, pentru că e o vorbă veche românească. Unde se termină feeling-ul, începe statistica, da? Încep datele. Adică gut feeling-ul tău în business, oricât de bun ar fi și de precis, te ajută doar până la un anumit nivel. Când lucrurile încep să fie serioase și datele din business-ul tău încep să se adune, ai nevoie de niște tool-uri. Și așa cum spuneați și voi, e relativ trivial acum să ai acces la tool-urile astea și să plătești o jumătate de cafea la Starbucks. Nu știu, e nimic aproape. Cum zicea și Ioan, dacă ți-ai un desert, îți plătești pe două luni subscripția. Cam așa e și din unghiul meu. E clar că noi, ca și mentalitate în antreprenoriat în România, cred, trebuie să învățăm odată să îmbrățișăm cumva tehnologia și mai ales beneficiile pe care ni le aduce. Da? Trebuie să învățăm să citim date, da? Deci în începuturile carierei mele, să zic așa, prin companiile din România, făceam PPT-uri la greu, da? Pentru că persoanele care trebuiau să se uite la cifrele alea nu știau să citească Excel. Da? Îți trebuie un anumit mindset și trebuie să ai un skill să înțelegi niște date ca să le poți citi în Excel. Trebuia să facem PPT-uri colorate cu mult text, da? Cu poveste în spate, ca să trebuia să subliniem evidența. Da? Din datele alea era evident că reieșea ceva, dar trebuia să mai scrii și sub ele ce reieșea. De două ori, practic. Scriai de două ori aceeași informație, numai că în forme diferite. Cam cum am făcut noi cu sunetul pe YouTube înainte de emisiune, de asta nu târziu. Am vrut să ne auzim exact. Atât de mult vorbind că l-am dat de foarte multe ori. Da, deci cam asta e. Trebuie să învățăm și ăsta ar fi, de exemplu, un topic bun pentru o viitoare emisiune. Să integrăm povestea cu Drive-ul și cu OneDrive-ul și cum se face să share-uim, să se muncească colaborativ și cu niște cum se face, da? Ca să citim niște date pentru o companie. Facem un PNL, facem un plan de business și îl facem să vedem cum facem să-l citim. Cred că ar fi foarte educativ o astfel de emisiune. Dacă te ofer, suntem deschiși. Mă ofer, bineînțeles. Da. Okay. Facem. Cool. Bun. Ia zi, Ioan, ai făcut mai multe automatizări în ultima perioadă. Vreau să mai trecem la ceva puțin mai avansat în zona de Office 365 și e păcat să nu discutăm. Aș vrea să ne apropiem puțin de ce înseamnă SharePoint, da? Apropo de ține povestea Răzvan legat de PNL-uri, pentru că nu trebuie să le faci neapărat în Excel, ai un tool care le poate actualiza dinamic și le poate trage din alte surse. Avem Flow, da? Care e practic un
programator alocat unui om de business, da? Dacă tu ești om de business și vrei să îți legi diverse platforme și nu ai o echipă de developer dedicată, poți să-ți faci tu singur, dacă înțelegi structuri de date, să-ți mapezi diverse tool-uri, diverse date, să-ți faci diverse automatizări. Eram curios dacă poți să le povestești din experiența ta din ultimele săptămâni și luni, apropo de ce chestii faine se mai pot face folosind framework-ul ăsta care se cheamă Office 365. Uh-huh. Sure. Ok. Prin prisma automatizărilor. Asta e o chestie pe care nu o știe foarte multă lume cu odată cu o licență de Office 365. Ai dreptul și la o mulțime alte servicii care sunt afișate pe office.com dacă intrați în conturile voastre, pentru cei care ne urmăresc. Una dintre ele fiind partea asta de Power Automate. Și în ultima perioadă au fost cereri de automatizări de fluxuri de concedii, în care un angajat își cere, completează un formular care ajunge la un manager care dă ok-ul, după care la un alt manager și după aceea abia îi se întoarce un mail clientului, angajatului că a fost ok și a fost aprobat. Similar, pe o structură similară cu aceasta, am mai construit pentru un client un tool prin care voia ca angajații să introducă când vor să lucreze de acasă, totul să se conecteze după aceea într-un calendar și să se vadă o viziune la nivel de companie, cine, când, cum lucrează de acasă. Asta mi s-a părut foarte faină. Și am mai făcut un case management pentru un client care în momentul de față a avut mai multe cereri de suport, ca să zic așa, la distanță. Și a avut nevoie o soluție care să poată să mapeze cazurile în SharePoint. Partea dificilă aici este clientul care nu știe cum să ceară, ce să ceară. Dacă clientul nu știe că se poate face ceva, de multe ori nu o să ceară, pentru că o să aibă impresia că e nevoie de o investiție de niște sute spre mii de euro. Sau zeci de mii de euro. Da. Și aici o să încercăm să venim către clienții noștri cu o listă de soluții pe care noi le propunem, cu mențiunea că se pot customiza și dacă au alte idei, suntem dispuși să încercăm să ne provocați. Să captăm idei utile din piață pe care să le oferim înapoi tot în piață, nu? Exact. Asta ar fi strategia. Dar da, nevoia de automatizare, mai ales cu noul robot de la Microsoft cu care m-am jucat și e destul de drăguț. O să se întâmple lucruri frumoase în zona asta în continuare, e viitor. De acord. Și pentru cei și mai avansați, o să fac doar un scurt intro. M-am jucat așa cu a sincroniza date dinspre și către Common Data Service, care e în baza de date transparentă pe care o primește fiecare companie care are Office 365 din mai multe tool-uri, folosind Azure Data Factory. Și azi am făcut o prima dată și e similar cu, să spunem, logica pe care o ai în flow. Se schimbă puțin entitățile și trebuie să definești puțin altfel pipeline-ul, dar ce vreau să spun e că fără să ai 3, 4, 5, 7 programatori în companii de dimensiune peste medie, pentru că nu chiar oricine are nevoie de așa ceva, poți facil să, nu știu, să faci controlling peste, nu știu, diferențele dintre warehouse management și ERP, presupunând că sunt de la vendor diferit sau diverse alte scenarii de business. Totul e din ce în ce mai facil și, cum să spunem, decizia asta de a merge către o platformă de genul ăsta, fie că e Office 365, fie că e G Suite. Nu vreau să scot G Suite din scenă, pentru că e o platformă absolut ok, cu niște beneficii în zona de web, cu niște beneficii în zona de autentificare, în schimb în zona proceselor, automatizărilor, integrărilor cu alte tool-uri, cu Windows, cu Office, cu infrastructura locală, cu laptopul, da? Am discutat acum două săptămâni și cred că mai avem și azi niște variante. În mod evident, Office 365 e, să spunem, în altă categorie și vorbesc asta ca și utilizator. Am două
versiuni de G Suite în producție la două companii și două versiuni de Office 365 la alte două companii. Le folosesc pe toate în acest moment și mi se pare că ecosistemul Microsoft e mai orientat către business, mai orientat către productivitate. Cel de la Google e mai orientat către simplitate și integrare, da? Cam în funcție de ce dorești și de ciclul în care te afli cu compania, îți alegi una dintre cele două sau faci precum companii foarte valoroase pornite de la noi din țară, le folosești pe amândouă la, cum să spun, fiecare din unghiul în care e mai bine poziționat în același timp. Bun. Bun. Ai niște copii pe acolo? Sunt la tine sau sunt da, la mine? Da, sunt la mine. Mă pun pe mute cât de mult pot. Da, nu te pune pe mute, lasă că e distractiv. La noi la birou aici e grădință. E party. E party, e ziua cuiva aparent. Haideți, ne uităm peste pachetele astea pe care le-am gândit. Ce părere aveți? Ni le share-uiești și ne uităm. Acum vin. Așa. Să-l facem mai mare puțin. Bun. Gata. E și pe YouTube mai mare. Aici este în totalitate designed by Silviu și astăzi colegul Pătrașcu a făcut research ca să obțină cele mai bune variante. Priced by. Sigur. Am început cu o parte de basic. Și aici intră un laptop. Funcționalitățile sunt pe ecran. Nu are sens neapărat să intrăm în detalii. Eu o să trec prin ele și o să explice Silviu de ce a ales așa. Avem un monitor de 23 cu USB-C, un kit de tastatură și mouse, un ghiozdan pentru componentele mobile. Și am inclus aici subscripția de business Microsoft 365 Business Standard și pachetul Support Coding Basic. Hai că povestesc eu sau? Sure. Sau hai să facem invers, să ne jucăm de avocatul diavolului. Ia zi, Răzvan, că știu că tu ești în hate-ul cu asta. Ce nu-ți place la kit-ul ăsta? E un kit foarte bun, mai ales că ai folosit și USB-C, SSD, important, suportul, Office-ul 365, backpack-ul, da, să zicem. Ne putem lipsi. Gândit, da, știu că ne putem lipsi, dar ar fi foarte fain la un moment dat să poți să pleci foarte ușor, nu știu, să stai undeva la munte una, două, trei săptămâni, să lucrezi de acolo. Da, poate mai schimbi aerul sau mergi la mare și lucrezi de acolo. Și am remarcat din experiență că uneori stau oamenii și își caută, dă-mi un rucsac, dă-mi o geantă, e mai complicat, a fost în conceptul de one-stop shop și să le am pe toate într-un loc și să pot să mă apuc de treabă cât mai rapid. Ce ne-am dorit? Ne-am dorit să avem un device best value for money, da? Ceva de genul, nu știu, dacă facem, ne gândim puțin la piața auto. Nu, nu vreau la piața auto, că deschid multe subiecte și o să ne certăm pe aici cu Audi, cu Volkswagen, cu aici. Hai, lăsăm piața auto. Ideea așa, e un laptop small business, nu e un laptop consumer, cum fac majoritatea companiilor și am trecut de câteva zeci de ori prin cazul ăsta în care se duceau oamenii și își cumpărau de la EMAG, da? Un laptop care părea super fain sau cei mai cunoscători, da? Două ghilimele puse aici, își luau de pe, nu știu, alte platforme, gen PC Garage, să spunem, și își alegeau foarte, foarte des laptopuri consumer. Da? Am vorbit de atâtea ori în aceste emisiuni. Avem și un articol scris de Vlad Bedea pe blog, vă recomand să intrați pe blogul Coditech, să vedeți de ce e mai bine să aveți un echipament business și nu un consumer, din perspectiva duratei de viață și a productivității și a utilizării, să spunem așa, cât mai multe ore.
Mi-am dorit foarte mult și asta a fost o cerere, să spunem specifică, a fost să avem conectivitate USB-C. Da? Ușor, ușor, USB-C devine standardul mondial, probabil. O să vedem ce face Apple la nostru salon când vor lansa viitorul telefon. Ce fel de conectivitate vor oferi în telefon. Sunt aproape sigur că după Lightning o să vină direct wireless, dar rămâne de discutat. Adică nu cred că vor ceda la presiunile Uniunii Europene, care încearcă să standardizeze acest standard. La ce ne ajută? Ne ajută pentru că avem un singur cablu pe care trebuie să-l conectăm între monitor și laptop și brusc toate perifericele prin viață se și alimentează, nici măcar nu mai trebuie să-l încărcăm laptopul, se încarcă direct din monitor. E o modalitate ultra facilă de a lucra rapid și mai ales în contextul ăsta în care ne mutăm din bucătărie la birou, de la birou acasă, de la mare la munte și ca, să spunem, antreprenor și om care lucrează într-un startup trebuie să lucrăm mai tot timpul. E super facil să ai și un monitor extern care să-ți permită să faci mai multe lucruri în același timp. Zona de Microsoft 365 e evident produsul high runner, sau nu știu, produsul hero pe care îl recomandăm. E Ioan cel de 4 euro, nu? Ăsta. Nu, acesta nu? Este cel... Asta e la cu Office cu tot, nu? Da, da, da. Ăla de 10 sau nu știu câte. Da. Da, da, 10. Ok. Deci e produsul care îți oferă și licență de Office instalabilă local și la birou, dacă e cazul, și acasă, dacă mai ai un device. Ai, cred că, până la 5 device-uri pentru același utilizator. Și atunci poți să faci PowerPoint-urile despre care povestea Răzvan mai devreme, inclusiv să le faci frumoase, să te joci și cu, nu știu, Excel-uri cu multe filtre sau cu multe macro-uri și să ai și toate serviciile web de care am discutat mai devreme. Suportul Coding Basic e un suport care să-ți permită să te concentrezi pe ce ai tu de făcut din perspectiva business-ului și dacă ai orice fel de problemă legată de infrastructură și de tehnologie să poți să apelezi la cineva care îți răspunde și numai că îți răspunde te și ajută să depășești, să spunem, anumite probleme care apar în mod inerent în orice infrastructură. Okay. Cam atât despre primul kit, pe când încerc să fac mai mic, să vă vedeți și voi în ecran. Gata, l-am pus. Bun. Ce avem aici acum? Pentru pachetul premium am trecut la un alt nivel. Pe lângă performanțele pe care le aduce laptopul și partea de suport din partea producătorului aici, calitatea monitorului și calitatea pe care o poate reda. Perifericele. Și monitorul. E super fain monitorul, știu. Și perifericele sunt mai bune. Până și ghiozdanul este. Da, avem varianta de business premium pe partea de Microsoft 35 și cel mai bun suport pe care îl putem oferi noi ca și acoperirea nevoilor, să zic așa. Un mic add-on aici, cel mai bun suport standardizat, da? Da, pentru standardizat. Avem și versiuni, cum să spun, custom. Ultra premium, de care sunt custom și sunt personalizate pe nevoile de business ale clienților și atunci, în mod evident, livrăm exact ce are clientul nevoie și gradul de satisfacție este mai mare. Ce aș mai fi adăugat aici la laptopul ăsta? Aș mai fi pus încă 8 GB de RAM, să ai 16, nu de altă, dar aproape toată lumea s-a mutat în jurul Chrome-ului și, cum am mai spus de atâtea ori în glumă, dar încep să mă gândesc că e serios. Google pare că are investiții în niște fabrici care fac memorie. Deja 8 giga e așa. Păi, de altă parte, te obligă laptopul, dar e și ăsta un beneficiu, să nu faci mai multe lucruri deodată. Adică, din perspectiva project managementului, e bine să faci câte unul pe rând, să-l finalizezi, să treci mai departe. Faptul că am foarte mulți giga de RAM în calculatorul meu îmi permite
din fericire, da, în același timp și din nefericire, să am câteva zeci de taburi deschise. Dacă aș fi avut top, nu mi-aș fi permis acest lux. Și atunci mă mai și pierd între ele și nu e neapărat, să spunem, cea mai bună soluție din perspectiva project management. Ce vreau să scot în evidență e pachetul ăsta 365 Business Premium, Microsoft 365 Business Premium, care vine și cu upgrade-ul la Windows Enterprise și vine și cu zona de, să spunem, protecția datelor și configurări, să spunem, mai avansate cu privire la protecția datelor unei companii, chiar dacă sunt 2 sau 3 utilizatori. E gândit în zona startup-urilor, să spunem, care fie au IP, fie care au asset-uri importante, nu știu, au rețete super faine, au liste de clienți super faine, chiar dacă sunt startup-uri, au o poziționare, să spunem, de piață super, super faină. Și atunci, din unghiul meu, ar trebui să-și protejeze business-ul încă de la început. Da? Nu trebuie să meargă pe conceptul, las că mie nu mi se întâmplă, ci să se obișnuiască din prima să-și construiască o modalitate, să spunem, ergonomică și sigură în același timp. Pentru că setul de soluții pe care le oferă Microsoft în acest business premium nu e, cum să spun, din zona acelor soluții de securitate care fac viața imposibilă acasă sau la birou. Sunt niște lucruri de bun simț, care sunt facil de implementat, dar care îți cresc foarte mult nivelul de siguranță, fără să te ducă vreodată la 100%. Pentru că așa cum am învățat în edițiile în care am discutat despre securitate, 100% nu există niciodată și li se întâmplă inclusiv celor de la Twitter, ca să ne referim la exemplu de mai departe. Cam atât despre această variantă, să spunem, da? Bun. Te rog. În următoarea am adăugat ceea ce înseamnă rețelistică și alte periferice. Care se aplică aproape oricărei companii. Da. Da, am ales alături de colegii noștri de la achiziții, cei care fac asta for a living, da? Noi mai degrabă suntem oameni care se uită pe Emacs sau studiază PowerPoint-uri, nu facem asta zi de zi. Ei sunt cei care vând foarte multe echipamente de acest gen și au gândit niște soluții care sunt foarte faine și care pot fi achiziționate de orice startup. Și ca să nu rămână doar vorbele, o să le și găsiți începând de mâine pe Coding Shop. Vor avea niște prețuri speciale gândite pentru startup-uri. Avem deja, dacă nu mă înșel, firewall-ul și soluția de audio-video, cred, pe shop. Da, avem soluția audio-video premium. Ce ne-a ales Vlad aici e ceva, cum să zic, mult mai bine poziționat din perspectiva prețului, evident, renunțând și la câteva lucruri din partea de funcționalitate. Da? Webcam-ul, în schimb, pot să vă spun că e webcam-ul pe care îl folosesc în mod uzual pentru a intra în acest gen de emisiuni, dar pe care l-am lăsat la birou și acum nu sunt la birou. Da? De asta tot haosul de la început. Bun. Asta ar fi tot momentan. Gata. Cum e, Răzvan, când te apuci de... Ia, iar vă fac mai mic sfat să ne jucăm acum. L-am fugărit pe Răzvan, l-am scos din cap. Dar nu cred că îl deranjează foarte mult, nu? Sunt ok, nu e problemă. Oricum ești departe de București. Na. Păi, na, departe. Da. Câți kilometri sunt? Scuze. 191 fix. Ah, e ok. Ce e până în 200 se consideră ca și cum ai fi în suburbiile București. Da, ceva de genul. Drumuri ne mai trebuie. E, și tu acum. Avem tehnologie, da? Da, stăm de acasă, exact. Intrăm pe Teams.
Eram curios dacă vreodată când ai pornit o companie te-ai apucat să faci un kit de ăsta de început. Adică hai să-mi iau birou, hai să-mi iau dulap, hai să-mi iau scaune, hai să-mi iau trei flori, hai să-mi iau două calculatoare. Dacă ai avut acest gen de atitudine sau mai degrabă ai mers pe o atitudine de tip bootstrap în care ai încercat să reduci costurile și să refolosești, nu știu, niște uși aruncate ca să-ți faci birouri, inspirat acum din istoria Apple, sau diverse modalități de a optimiza costurile inițiale. Cam care e stilul tău? Vorbesc în primele două, cam trei startup-uri, să le zic așa, la activ momentan. Primele două am investit mai mult în partea de, exact cum ai spus tu, birou, rafturi, chestii. Și nu m-am uitat foarte tare la partea de IT, da? Al doilea business, cred că atunci am început și noi o colaborare, din câte țin minte, prin 2016, nu mai știu cum era, când am început să înțeleg și eu cam cum e treaba cu tehnologia. Și la al treilea, deja mi-am făcut planul din toate punctele de vedere. Adică mi-am pus... Știam de la început ce am nevoie din punct de vedere tehnic, ce am nevoie din punct de vedere, nu știu, de recuzită de birou, ca să zic așa, deci am fost pregătit. Cred că evoluezi, adică trebuie să înveți din greșeli și din lucrurile nefăcute la timpul lor și am ajustat progresiv ceea ce planul, de fapt, planul inițial. Deci, ca să spun la întrebare, la primele două, nu m-am uitat deloc la partea de IT, recunosc. Eram cu WhatsApp și cu un laptop 15,6 Celeron și ăla era. Dar am progresat pe parcurs, am înțeles de ce trebuie să-mi cumpăr diverse device-uri și de ce trebuie să fie business, în primul rând. Deci, cam așa. Eu acum, ca să vin cu povești de când anii începeau cu 1, când am făcut primul business plan, eram în liceu chiar, clasa 11-a, și ce-a fost distractiv e că primul business plan l-am făcut din perspectiva cheltuielilor. Da? Deci aia, partea cu venituri, am zis, da, ok, se întâmplă. E adevărat că erau și alte vremuri antreprenoriale, aproape orice fel de inițiativă decentă, da? Nu trebuia să fie nimic spectaculos, avea succes. Da? Existau niște riscuri în acea perioadă legate de cursul valutar, dacă reușeai să te protejezi de astea, în rest concurența era spre zero, adică putea doar să fii decent și erai ok pe piață. Mi-aduc aminte apropo de asta că mi-am făcut planul de achiziții, ca să spun așa, tot așa super fain, dar niciun caz din vreo perspectivă business, ci consumă total, cu un catalog Flamingo, că așa era pe vremea aia, da? N-aveam internet, nu a apărut nici măcar price.ro. Și stăteam acasă cu agenda și cu un catalog Flamingo. Stăteam acolo. 814 lei sau nu mai știu cum erau. Erau pe vremea când banii aveau altă valoare și nu mai pot să-mi aduc aminte. Nu știu, erau câteva... Mii de lei. Mii? Nu. Erau milioane. Milioane erau. Milioane, așa. De mii și milioane. Și nu erau psihologice, abia pe final au apărut prețurile psihologice, a venit moda din... Mi-aduc aminte în dolari, da? Deci mi-am luat un calculator de la Sprint, nu știu câte lume au zis de Sprint, a fost unul dintre cei mai mari producători de PC-uri din România, alături de, nu știu, Comrei sau, cum îi chema pe băieți de la Salient, parcă îi chema, era un joint venture cineva din America. Sprint era o firmă din Păiști care făcea calculatoare, avea fabricuță și am dat de ordinul miilor de dolari, mă știu, 3.000, 4.000, 5.000, ceva de genul, pe un calculator ai medium, așa, știi, adică cred că apăruse deja, deci era, nu apăruse. Pentium era Pentium MX atât și mi-am luat un calculator cu procesor K5, la versiunea AMD de la Pentium simplu. Dar oricum, a fost decent și am învățat o grămadă de chestii cu calculatorul. Bun, deci așa, ca mică anecdotă, prima structură de cheltuieli pentru business am făcut-o urmărind catalogul Flamingo. Și la primul business mi-aduc aminte, pentru că acum
nu știu, când ne-am mutat 2-3 luni, am aruncat scaunele alea. Am cumpărat niște scaune de la Mob Expert, care au rezistat 20 de ani și am dat pe ele 500.000. Uite, asta vreau că am dat, nu? Adică 50 de lei în baia noi și au rezistat 20 de ani. Absolut fabulos, așa. Nu cred că mai există așa ceva în 2020, apropo de cumpărat. Corect. Silviu, ne zice Adrian Băideanu că cei de la Google au anunțat optimizarea consumului de energie în jur de 20-30% și probabil că urmează și o optimizare pe parte de memorie. Da, urmează. Am spus și acum 2 săptămâni, asta mi se pare fabulos, de când Microsoft a trecut la WebKit și la engine-ul Edge. Probabil că aproape toți știți acum că Edge-ul nou are dedesubt Chrome, da? Cu autentificare de la Microsoft, s-a uitat și la partea asta de consum. Asta am testat-o, deci Chrome-ul nu contează platforma, că e iOS, că e OS X, că e Linux, el rupe în două memoria orice ar fi, inclusiv consumul de energie. De exemplu, un MacBook Air care folosea Safari, îl puteai folosi pentru multimedia între 10 și 11 ore, același MacBook Air, în condițiile în care utilizai Chrome pentru același conținut multimedia, îl foloseai între 5 și 6 ore. Da? Adică nu doar că îți mănâncă mega de RAM, îți mănâncă și kilowatts din baterie. Să sperăm că o să se întâmple chestia asta, nu de alta, dar cam ce face Google e aproape peste tot în zona aplicațiilor web și ne-ar plăcea să nu mai aruncăm cu atâtea resurse pe geam. Ok, ok. Am o întrebare pentru voi. Din ce ați văzut așa în jurul vostru pentru startup-uri, care e greșeala sau unde nu se uită oamenii care încep și ar trebui să se uite? Să, pe partea legală, pe partea administrativă, pe partea contabilă, nu știu. Aveți vreun unghi aici? Da, sunt foarte multe greșeli. Adică, în primul rând, și aici o să mă înjure o anumită parte a oamenilor, se plătesc comisioane fabuloase pentru dosarele și pentru depunerea dosarelor. Mie mi se pare ceva de... Adică atunci când nu ești cât de cât în temă cu subiectul și nu știi în ce te bagi, plătești și 10% din valoarea contractului pe care îl obții și a finanțării, o plătești pe comisiuni de plimbat niște dosare. Mi se pare fabulos. Asta e prima problemă. A doua, cred că vine de la prioritizarea investițiilor cu banii de startup. Da? Adică, cum vorbeam și la începutul emisiunii, în loc să-și cumpere antreprenorii, în loc să-și cumpere lucruri utile, nu știu, își face producție și în loc să-și ia o linie de producție și să-și facă un depozit sau, nu știu, dau și eu câteva exemple, sau materie primă, ele își cumpără Mac-uri și telefon sau, nu știu, idei din asta, care nu au, hai să nu spunem, niciun fel de impact în business. Să zicem că au un oarecare impact, dar munca pe care o faci cu un Mac de 3.000 de euro poți să faci și cu un laptop, ca cel prezentat de noi, de exemplu, care cât costă? 800-900 de euro, presupun, ceva de genul. Și care e un model business care, da, se face mai mult în ceea ce privește productivitatea versus un Mac, să zicem. Dar dacă ești la început de drum, are sens să investești, exact cum zici tu, niște mii de euro într-un telefon? Adică nu văd niciun impact pozitiv, apropo de ce spuneați voi, că nu, sunt foarte evident. Multe. Deci, nu există. Un telefon, mai bine cumperi materie primă sau mai bine, nu știu. Ce o linie de producție, nu știu, de generație mai nouă. Sau exact. Multe funcționalități sau bași banii în marketing. Sau... Așa trebuie să privești lucrurile, că da, ești antreprenor, da? Antreprenor ești ca să investești, să faci profit și să-l reinvestești. Da? Că ăsta e conceptul. Nu să cheltui banii pe garsonere, seria 7, Mac-uri și telefoane, cum se întâmplă la noi. Deci, sau ce-mi place că a spus seria 7, știi? Aș fi spus Q8, dar mă rog. Da, e mai la modă seria 7, înțeleg.
sau cu 1500 de euro dați pe telefon, poți să-ți plătești o licență de Office 365 pe 375 de luni. Ceea ce... E o chestie de priorități și, din păcate, mulți din pretendenții de Startup Nation nu înțeleg chestia asta, da? Pentru că nu înțeleg, pur și simplu. N-au un plan în spate și nu știu ce costuri presupune o astfel de investiție. Și înțeleg că se va schimba și programul Startup Nation, va fi în coplată, cum ar veni, adică primești niște bani, dar trebuie să vii și tu cu o parte dintre ei, la fel ca la fondurile europene, de exemplu. Pentru că la orice, nu știu, VC clasic, da? Nu prea, da. Cum să spun, investește nimeni într-o companie în condițiile în care antreprenorul are capacitatea să investească și el n-a făcut-o deja. Adică, exact. Dacă antreprenorul nu e în barcă cu tine, nu prea are sens să... Și e vorba și de responsabilizare până la urmă, pentru că și la Startup Nation, că vrei să ai o idee și crezi în ea și vrei să pornești un proiect și să zicem că ai fondurile necesare, da? Una e să primești niște bani din cer pentru niște controle și pentru trei dosare și să dai 10% dintre ei către ăla care ți-a făcut dosarele, da? Către înleznitorul de dosare și încă 20-30% pe device-uri de care nu ai nevoie sau ai nevoie, dar vrei să te duci pe plajă cu ele, să-ți faci selfie-uri, nu știu. Alta e să fii cu bani de la tine, să iei și banii din și să iei și finanțarea din program și să investești cu cap lucrurile, sumele respective, da? Să-ți cumperi ce ai nevoie ca să crești business-ul, că în primul rând la asta trebuie să te gândești. Cum faci să sporești productivitatea, cum faci să vinzi serviciu, produsul sau orice faci tu acolo și să faci profit și să-l reinvestești ca să crești. Că doar așa poți să crești, da? Să fim foarte bine înțeleși. Dacă ai făcut 3 lei profit și ai cheltuit 3 lei 20 în luna respectivă, nu ai cum să crești business. Da? Oricât te-ar ajuta piața, oricât te-ar ajuta condițiile, nu știu, pandemie sau orice altă calamitate din asta care influențează piețele, să zicem, și domeniile, nu poți să crești decât dacă reinvestești profitul. Da? Asta este o regulă, sau dacă atragi investiții de capital externe, da? Din afara companiei, dar și pe alea le atragi doar dacă ai niște cifre financiare și dacă ești bine din punct de vedere financiar. Și la asta se ajută, la bunătatea asta, la bonitatea asta financiară, ajungi doar dacă treci prin pașii anteriori, precis. Dacă faci toate greșelile din lume, știi? Ca să revin și la întrebarea lui Ioan, nu mai știu câte greșele am făcut. Cert e că la un moment dat am primit, mi-aduc și acum aminte, am primit o carte scrisă de Marius Ghena, mi-a plăcut foarte mult în momentul în care am citit-o, sunt aproape 10 ani de atunci, se chema, nu știu, antreprenoriat de la idee la nu știu ce, la succes. Și mi-aduc aminte absolut spectaculos, era un capitol care se chema așa, cele 10 greșeli fatale ale antreprenorului român. Și erau greșeli de relații cu prietenii, cu rudele, cu, nu știu, greșeli de HR, de financiar, faptul că nu făceai business plan, nu luai decizii la timp, nu măsurai, nu aveai KPI, multe, multe. Ce mi s-a părut absolut distractiv e că mai că făcusem toate greșelile din lista aia, deci toate 10, da? Dar le făcusem de mai multe ori pentru că mi-e așa place să văd, să văd din greșeli și atunci, na, făcându-mi să învăț, m-am tot decis să greșesc. Renunțând la tonul ușor glumeț sau trist pe alocuri, pentru că există, să spunem, modalitatea asta de a învăța din greșelile tale sau a învăța din greșelile altora și din nefericire mă aflu în contextul în care până nu văd eu așa cu ochii mei, nu cred și am greșit foarte des în viață. Sunt foarte, foarte multe erori, dar m-aș uita la două funcțiuni, să spunem, care țin de management în general, dar și de antreprenoria, pentru că antreprenorul știm că le face aproape pe toate. Cele două funcțiuni țin de domeniul financiar și aici cred că există așa în România o idee că contabilul trebuie să se ocupe de chestia asta, ne înțelegând că actele contabile sunt ceva reactiv, da? Că
care se întâmplă de obicei după ce s-a întâmplat partea din proces care decide dacă faci sau nu, dacă ești eficient sau nu. Deci zona asta de financiar cred că este tratată prea puțin serios de către antreprenori și inclusiv pentru startup-uri este o problemă. Și mai e zona de HR și aici nu mă refer la partea asta de payroll, da? Ci mă refer la funcțiunea asta care produce rezultate în HR, la cum recrutăm oamenii, cum creștem echipa, ce fel de cultură organizațională imprimăm. Pentru că, în mod evident, pornind de la business planul inițial, o să îl tot mișcăm stânga-dreapta, pentru că nu e ușor să poți să faci o previziune pe luni sau ani foarte exactă. Și se schimbă piețe, scenarii, oportunități, se schimbă cultura organizațională și echipa este cea care este constantă, să spunem, da? În viața unei companii. Din unghiul meu, asta ar fi, să spunem, zona unde i-aș ruga pe cei care sunt la început de drum să se uite la zona financiară și la zona de HR. O mică remarcă aici, în ultimii ani apar foarte mulți antreprenori veniți din zona companiilor mai mari, da? Nu le-a spune neapărat corporații. Sunt companii mai dezvoltate, da? Și sunt oameni cu foarte multă experiență de business care au învățat pe banii altora, da? Aș primi bani pentru asta. Mi se pare că sunt ceva mai avantajați decât cei care au pornit de la zero și vedem mulți puștani, da? Îmi permit acum de la înălțimea vârstei mele să vorbesc cu puștani, mi se pare fabulos. Sunt mulți puștani care vor să pornească afaceri, dar dacă nu au așa un drive de ăsta nebunesc cum am avut eu de m-am apucat cu ele de liceu să fac business planuri, mai bine cred că e să înveți pe banii altora, cel puțin câțiva ani, da? Dacă nu e suficient de nebun, nu o face, pentru că șansa de succes, bazându-ne pe cifre, este de 12%. Nu doar în România, ci și în alte piețe mai dezvoltate, 88% dintre companii dau faliment în primii 2 ani. Și asta nu trebuie să testeze, da? E ok, te duci, testezi, investești, a mers, n-a mers, next, tot așa, da? Spiritul american cred că ar trebui să primeze inclusiv la noi, nu trebuie să fie o dramă dacă o idee care părea genială nu s-a dovedit la fel de genială și în ochii clienților. Și nici nu trebuie să ne speriem dacă vedem că ideea care ni s-a părut nouă absolut genială mai apare înainte să o lansăm în alte 7 locuri. Da? Dacă e singur pe o piață, e singur pe o strategie, trebuie să-ți pui întrebări. De ce? Pentru că de ce nu sunt și alții? Da? Dacă chiar este o oportunitate, în mod evident o să ai concurență. Dacă ai concurență, există șansă mai mare ca ideea să fie validată de piață, deci că e o nevoie reală, da? Intuită real. Și în momentul în care există concurență, tot ce trebuie să faci e să livrezi mai bine decât concurentul. Pare simplu, știm toți că, de fapt, diferența între afaceri nu se face pornind de la idei, asta e mai degrabă excepția, ci pornind de la modalitatea de execuție. Nu e simplu, e complex, e complicat, dar e și frumos. Cel puțin așa mi se pare mie și le-aș recomanda cât mai mult ora să încerce să riște ceva mai mult și să iasă din zona de confort. Nu e, cum să spun, vreo rușine dacă dai fail și în același timp dacă tu cu tine nu ești confortabil și preferi o zonă, să spunem, stabile emoțional și prefer să fie angajat, la fel nu e nicio rușine și e foarte ok. Da? Nu e un lucru rău ăsta. În schimb, dacă ai capacitatea să îți asumi diverse riscuri, aș recomanda oricui, pentru că în primul rând înveți foarte mult. La regât. Super răspuns. Am înțeles. Haideți să vă arăt, dacă tot m-am pornit cu prezentări, să vă arăt Dar de ce nu folosești PowerPoint? Rog? Pentru că e limitat. Nu poate reflecta. Poate sunt foarte faine template-urile din Canva. Da, și e versiunea free, by the way.
Am ales să discutăm puțin despre pachetul de suport basic pe care îl oferim. Și am scos eu aici niște idei așa pe care astăzi mi-au venit. Pe baza cumva a ce prezentăm noi clienților în general. Și pachetul ăsta s-ar mula în principiu persoanelor sau companiilor sau startup-urilor care găsesc dificil alegerea unei soluții de hardware sau software pe o nevoie de-a lor. Partea de instalare și configurare trebuie să meargă mână în mână cu alegerea soluției, pentru că în funcție de cum o alegi, o să-ți fie mai greu sau mai ușor să o configurezi. Da, sau imposibil. Și o să dau un exemplu celebru în piață. Mi s-a întâmplat de 10, dacă nu sute de ori, cred că exagere sute de ori, dar de 10 de ori sigur la nord de 50 de experiență, să mergem la un client care și-a cumpărat un laptop cu Windows Home, nu de la ce ai scris tu jos, că îmi place, o să reveni și la... Și chiar și-a cumpărat pe bune un Windows Home, inclusiv anul, că de la pirata nu poți să-ți cumperi de pe EMAG, doar Pro-uri sunt acolo. De o rude, mă rog. Și-a cumpărat de la un producător un laptop cu Windows Home, a venit la birou și a spus, păi vreau să am și eu acces la file server, la aia cu mail. Păi stai că nu se poate. Cum e că nu se poate? După cum știți, introducerea în Active Directory necesită versiune de Windows Professional și nu se poate face cu Windows Home, și am zeci de exemple de oameni care au dat bani pe licență de Windows Home și apoi au trebuit să-și cumpere fie upgrade, fie să schimbe cu totul cu Windows Professional ca să-l poată folosi la birou. Bani aruncați pe geam. Asta când se putea upgrade, nu se mai poate. Cred că se poate. E o ocolire. Dar e mai scump decât să ții licența cu totul. Cel mai ieftin întotdeauna un calculator ar trebui să vină cu licență instalată. Ăsta ar fi best practice-ul. Adică nu poți să știi. Ba da, eu îl văd, dacă acum da, eu dăm în tehnicalități de licențiere. Microsoft, dacă sunt companie care investește strategic, mi-aș cumpăra o singură dată o versiune retail pe care a stoca undeva. Ok. Și apoi mi-aș lua doar upgrade-uri, fie în VL, fie în E3, în Office 365. Adică dacă eu aș fi fost cel care a decis să cumpere licențe la, nu știu, să dau o bancă așa neutră, BCR să spunem, da? În 1996, mi-aș fi luat Windows NT Retail. Da? Din acel moment, orice fel de calculator mi-aș fi luat, mi-ar fi o suficient să am o licență de upgrade de volum la zi, indiferent de versiunea Windows. Pentru că pe și licența lung, de upgrade moștenește drepturile licenței de bază. Da, și da, 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 da. Deci corect. Nu contează versiunea lui. Asta e cea mai ieftină, dar pe termen lung, să te duci să-i explici unui om de la achiziții dintr-o firmă mare că l-ar costa mai puțin și că s-ar vedea rezultatul la următorul ciclu de upgrade, când el probabil că a plecat de 7 ori din acea poziție și nu i se aplică lui acei KPI de reducere de costuri, e foarte complicat. Asta este motivul pentru care merge atât de bine business-ul de OEM. Mai departe am zis despre instrumentele necesare pentru mentenanța soluțiilor. Și aici sunt două unghiuri. Una din perspectivă tehnică și a doua tot tehnică, dar din perspectiva a resurselor ca oameni, timp de care ai nevoie să te ocupi de sau alegere astea. Ține, că na, poate sunt unii care au 35 de ani cărora le place să stea pe forumul dacă să-și aleagă Office de nu știu care cu G Suite de nu știu care sau cu Teams versus nu știu ce sau Planner versus Asana, știi? Dar sunt alții care sunt pasionați de haine și vor să vadă haine și atunci n-ar trebui să-și pierdă timp să-și selecteze nu știu ce versiune de planificare pentru business-ul lor de haine. Sunt unii cărora le place agricultura, da? Decât peste faptul că e oportunitate, chiar le place să stea la tură, să, nu știu, crească struguri. Viticultura, ca să fiu specific. Și atunci, de ce ar trebui să stea el, nu știu, 3 săptămâni în analiză, să decidă dacă soluția de, nu știu, ivetariere a butoailor din depozitul lui se face pe nu știu ce soluție sau pe altă soluție, da? Mod evident, pentru aproape orice soluție, e bine să găsești un partener specializat care nu numai că vine și îți livrează exact ce ai nevoie, ci și oferă consultanța ca să ajungi la ce ai nevoie.
pentru că mi s-a mai întâmplat foarte, foarte des să am discuții, apropo, avem și zona aia cu ultra premium, cu servicii personalizate, pus aici, că nu mai știu, în prezentare. Nu, n-am pus-o. Nu avem, ok, nu. Bun. Ideea așa, mergi la un client, îl întrebi ce își dorește din perspectivă business, care sunt planurile lui, pe baza planurilor lui te duci și faci o propunere, da? E, acea propunere poate să conțină câteva elemente foarte clare. De exemplu, laptopul de mai devreme. Da? Laptopul de mai devreme, dacă este propus de noi în urma unei discuții, e cu totul alt produs decât dacă este același laptop găsit de către client după ce a studiat 2 săptămâni pe site-ul EMAC sau PC Garage sau Reddit. Da? Nu contează sursa. Deci una e să primești ca și rețetă ceva din experiența unor oameni care asta fac for a living și alta e să stai să petești tu 3, 4, 5 săptămâni. Deci atunci nu prea mai contează prețul. Da? La fel, un kit de tastatură mouse sau orice soluție. Există și, iar o să fiu așa puțin rău, există și inclusiv în zona de Startup Nation, apropo, și orice fel de startup. Există companii care vin, discută cu un partener, partenerul le ansamblează o soluție și apoi ei cu acea soluție se duc la alți 10, 20, 50, 70 de parteneri de piață. Unii dintre ei sunt inclusiv distractivi, îi pun pe toți în CC ca să se și vadă oamenii. Știi? Da, da. Da. Cunoaștem. E o metodă de a face business nu foarte bună, nu de alta, dar lucrurile astea nu se uită și nu dispar de la sine și e foarte important ce lași durbă, indiferent de locul care te afli tu în relație comercială. Răspunsurile la aceste întrebări pe care le-a identificat Ion și le-a scris, le vedem acum pe ecran, sunt ceea ce diferențiază un partener cu grijă față de profitul clientului lui versus cineva care face asta așa în mod extraordinar sau cineva care urmărește să vândă anumite produse pentru care target la acele produse. Sunt multe diferențe și cred că ar trebui să fie și cei care își pornesc companiile să fie atenți, pentru că e foarte important ca în perioada inițială să ai cât mai puține erori. Na? Pentru că toată zona ta de creștere vine peste ce ai făcut tu la început. Dacă zero ăla, dacă from zero to hero, cam asta e ideea în startup-ul, dacă zero ăla e foarte, foarte mult zero și nu a pus să faci pași rapizi, e foarte greu să crești mai târziu. Asta e așa din experiență și după mai mulți zeci de ani deja de antreprenoriat, adică companiile pe care le-am pornit în ultimii ani au crescut mult mai repede decât cele de la început, pentru că învățasem o grămadă de chestii tot timpul. Și atunci e bine ca și tu să poți să înveți de la oameni specializați dintr-un domeniu și te bazezi pe expertiza lor. Dar alege cu grijă și Ioane poate publici articolul ăla la un moment dat apropo de toată nebunia pe care o vedem pe EMAC Marketplace cu licențele la Microsoft, care sunt, nu știu cum să explic, foarte plastic. Ceva luni nu cred că mai sunt disponibile, că știu că... Nu, iar au apărut. Apar la fiecare 3 zile. Ah. Sunt... Deci e ca și cum v-ați cumpăra versiunea de Windows pe care a pus-o Ioan acolo jos. Nu e nicio diferență între ce cumpărați de la EMAC și acel Windows Home VLE OMS din Nordic June 2020 Activated File Edition. Da? Adică, să ne lămurim, ele funcționează, sunt ok. Tehnic vorbind, sunt licențe ok. Funcționează cheile de activare. Da? Asta înseamnă că nu sunt valide. Da? Faptul că nu este riscul vostru, da? Și compania care o vinde acea licență își asumă riscul și de fapt nu-și asumă nimic, au diverse administratori de pe diverse părți și schimbă companiile precum șosetele. Poate de asta o fi coadă la registru acum, glumesc. Nu înseamnă că voi aveți o licență validă din perspectiva Microsoft și sunt riscuri foarte, foarte mari. Nu sunt oportunități găsite de niște băieți la niște prețuri foarte bune, cum și le promovează ei. Sunt efectiv chei furate din sisteme de licențiere de la companii mai mari care se vând apoi mai departe
consumatorilor individuali care sunt foarte fericiți că își cumpără o licență de Windows Pro cu 50 de lei. Recomandarea e, dacă sunteți în situația respectivă, faceți un efort, instalați-vă FileList Edition, pentru că măcar nu mai dați 50 de lei și nu mai trebuie asta. Adică, de ce ai luat parte voit la o chestie? Păi nu înțeleg oamenii. Dacă apare pe imagine, înseamnă că e legit. Exact. Corect. Și apropo de EMAG, am scris acolo cu achiziționarea de pe site-uri ca EMAG. Aș zice că achiziționarea unui echipament sau unui software în cazul unui startup sau oricărei companie e o decizie strategică care va impacta business-ul viitor. De ce ți-ai baza alegerea asta pe o promoție de 200 de lei la un laptop care nu îți satisface nevoile, dar e mai ieftin? Dacă știi ce faci, e ok. Și să nu uităm că acum EMAG nu e un babo acolo. Da, sunt șaurma cu de toate, găsești toate leburile, dar EMAG are și un departament corporate decent care poate inclusiv să ajute startup-urile. Exact. Adică EMAG e și un provider B2B decent spre mult peste medie. Adică dacă le raportez la partenerul mediu din România, sunt în top bine EMAG corporate. Știu ce fac băieții acolo. Doar că nu mai sunt aia 200 de lei, știi? Adică când mergi la EMAG Corporate, ai un account, ai un om, te sfătuiește, îți recomandă ceva, e tot din linea cu EMAP, dar e ceva ales de cineva care face asta fără living. Există asta și la Altex, adică mai multe companii care fac. Mă refeream strict să intri tu pe pagina de promoții care se întâmplă săptămâna asta, sales, cum whatever. Black Friday de fiecare. Exact. Mare dimineață. July. Și da. Să-ți iei, adică de, bănuiesc că nu e o realitate să vezi laptopuri de gaming în business. Nu. Dar am văzut o grămadă de cum să discut fără să afectez sensibilitățile unora sau altora. Aranghelii, nu știu. Mă rog, tot soiul de ciudățenii de laptopuri de astea care sunt de obicei 6-9-9, 7-9-9-9-9-9 în diverse reduceri, care au prețul dual, nu știu, 1500-1600-1700. Și nu vă chipuiți că la laptopurile de 800 de euro sau de 600 de euro sau de 1200 de euro are Lenovo sau HP sau de la un gros margin mult mai mare și că... Nu. Banii care se bagă într-un echipament sunt în valoarea intrinsecă a acelui echipament, marginile în zona de vânzare de hardware în tehnologie sunt extrem de mici. Da? Adică cât de atâta faci. Da? Dacă ți-ai laptop de genul ăla, exact atâta faci. Da? Și pornind de la conceptul că suntem prea sărați să recuperăm lucruri ieftine, sunt decizii, în primul rând, da? Sunt decizii greșite pentru că se iau pe baza unor informații incomplete. Da? Trecând peste asta, și dacă ar fi, să spunem, pe baza unor informații complete și ai fi dispus să-ți asumi riscul, lasă că n-am eu nevoie, oricând faci o analiză ROI pe termen lung, pe, nu știu, ceea ce spunem noi life cycle management pentru un echipament sau o soluție software, tot timpul e mai bine să cumperi un echipament business de care ai nevoie. Da? Nu trebuie să ții produse premium, flashy, da? Nu știu ce, uite, o să dau un exemplu acum, scosese la un moment dat Asus niște laptopuri cu bambus. Deci era nebunie, da? Toți antreprenorii își doreau de la lucru. Deci dacă luai un de la și îl puneai într-un Audi, era exact ce trebuie. Da? Trecând peste răutățile aruncate peste Mirkov acum, în mod evident nu e bine să ai lemn într-un laptop. Da? E mai greu de răcit, e mai greu să-l faci rigid. Și atunci acele echipamente erau foarte bune să dai frumos la bambur, nu să le deschizi pe birou și să-ți faci treabă și să-ți faci Excel-uri sau să programezi sau ce aveai tu de făcut. Nu trebuie să-ți iei produse flashy, nu spune nimeni că trebuie să dai 4-5.000 de euro pe un laptop sau 3.000 de euro, da? Dar în momentul când îți iei un laptop de, nu știu, 1.600-1.700 de lei la nu știu ce promoție, exact atât primești. Un rahat, scuze pentru... cum să spun, deschiderea către adevăr. Dar apoi, dacă ți-ai laptopul ăla, îl poți suna pe Băiteanu cu abonamentul de Coding Basic și să-i spui că nu merge și să te ajute el cu o părere cu adevărat calificată. Da, și da, se întâmplă destul de des să spune, stai, aoleu, ce-ai făcut? E failul nostru principal, pentru că
n-a reușit să popularizăm suficient de mult. Dar mi se pare că, nu știu, ușor, ușor mi se pare crește nivelul de educație, inclusiv al pieței, dar aici mă refer mai puțin la startup-uri. Din unghiul meu, la startup-uri am văzut cele mai multe erori și am văzut și erori în partea cealaltă. Adică am văzut o grămadă de startup-uri care pornesc divers cu MacBook Pro, cu nu știu ce scaun de 3.000 de euro, cu nu știu ce birou, nu știu cum, e cu 17 mâini. Da, da, sunt, e și unghiul ăsta, știi? Adică trebuie să fie echilibrat. Am ajuns eu să spun asta, trebuie să fie echilibrat. Mi se pare grav. Dar ce te faci atunci cu românul care vrea el să facă, el să e bun la toate? Da, să facă, na, ce poți să faci? Nu? Ce poți? Are el un prieten care știe, nu? Exact. Nu e, nu. Trebuie să-l lași. Da. Și cum am spus, eu am făcut toate greșelile din lume, din nefericire sau din fericire, depinde cu privim, vorbesc foarte mult pe baza greșelilor pe care le-am făcut. Ar fi fost ideal să fi avut maturitatea, să spune, să fi învățat din consultanța sau din recomandările prietenilor sau din cărțile citite. Da. Și eu am trecut pe toate greșelile pe care le-am spus aici. Și de la și de la am crezut că eu las că merge, las că e oportunitate. Da. Eu n-am găsit până acum și am 40 și aproape 1 de an, n-am găsit până acum produs ieftin și bun. Da. Am găsit produse scumpe și proaste, sunt. Dar produs ieftin și bun nu am găsit. De ce? Pentru că nu este sustenabil să faci un produs ieftin și bun. Un produs ieftin și bun poate să fie ieftin doar pentru o perioadă scurtă, fie din motive, cum se spun, strategice ale companiei care livrează și care vrea să halească foarte, foarte multă piață, fie dintr-o investiție foarte clară, nu știu, poate e un produs de overhead de producție foarte mare, dar se poate dilua fantastic de mult pe măsură ce crește cota de piață și atunci și decizi strategic să mergeți doar asta. Sau, și am mai văzut cazurile acestea, am profitat și eu de câteva ori, oamenii nu-și fac bine calculele. Și sunt inclusiv în zona serviciilor sau mixul ăsta de soluții unde ai și bunuri tangibile și servicii, am văzut servicii poziționate foarte jos. Dar în mod evident, fie compania pe care le livrează o să da faliment, fie la o dată se prinde, stai așa că nu e ok, hai să ne mișcăm. Și atunci prețul ajunge exact la valoarea care trebuie. Și apropo de asta cu prețul corect și cu zona de licențe, mai avem un articol pe blog și o să-l caut, că e mai greu de găsit, e scris mai demult. Se referă la cât de mult costă licență software, da? Și a pornit într-o analiză, într-o predicție și am ajuns la concluzia că licența software costă exact cât e dispus clientul să plătească, adică exact care e valoarea, da? Și am pornit, nu am vrut să ajung la concluzia asta, am pornit doar să văd cam care ar fi costul pirateriei. Și am făcut foarte, foarte multe predicții și am ajuns la concluzia că, cum să zic, banii pe care îi plătești tu pentru o soluție software sunt exact banii investiți de producător ca să livreze ție valoare cu acea soluție software. Tu primești, cum să spun, chestii la schimb care au exact valoarea pe care ești tu dispus să o plătești dacă piața este liberă și nu e, să spunem, dezechilibrată de diverse alte componente. Deci, pe scurt, ce a spus domnul Adam Smith acum 300 și ceva de ani, se aplică în continuare. Adică, hai să spunem, și principiul vaselor comunicante, care e și mai vechi, cam așa funcționează și economia. Ok. În timp ce mă atacă un țânțar aici la birou, o să intrăm puțin pe teritoriul lui Răzvan. Propun să vorbim puțin ca să facem tranziția către partea de DNS, să ne zică cu prezența online, cu site-urile, e o prioritate pentru startup-uri. Știm că sunt multe startup-uri care înainte să înceapă investițiile și fac un landing page. Cum vezi aici? Păi, e simplu. E must. Este neapărat și absolut necesar să ai prezență online. De ce? Pentru că generațiile mai noi e deja mindset, e setup, e nu știu cum să-i spun, e instinct, da? Când aude ceva, îl caută pe Google, da? E practic așa se întâmplă lucrurile și așa se informează. Dacă nu existi, ești deja dubios, ca să folosesc un termen mai drăguț. Și dacă vinzi licențe de Windows.
Atunci e ok. Da. E complicat să ai un business serios, premium, să ai un startup cool care vinde ceva, nu știu, un produs revoluționar sau un serviciu mișto sau ceva de genul și să nu fii prezent online, da? Să n-ai site, să nu fii pe social media. E dubios destul de tare, așa, ca să fiu drăguț. Atunci, ca să-ți răspund la întrebare, e must. Da? Deci când îți faci planul ăla de business despre care vorbeam acum o oră, trebuie să incluzi și prezența digitală și trebuie să incluzi și promovarea, da? Promovarea plătită. Iată, am găsit o utilitate pentru diferența de bani, de preț, de la un MacBook de 3.000 de euro la un laptop de 8-900 de euro, da? Mai bine setezi un buget de 500 de euro pe lună pentru promovare în Google și pe social media și ești mult, mult, infinit mai câștigat decât dacă ai dat bani pe un device care oricum se devalorizează din momentul în care l-ai cumpărat. Adică cum ți-ai emis factura, ai pierdut 10%, să zicem. Deci din perspectiva asta este super important să ai o prezență foarte bună online, să ai un site care... îți definește business-ul, da, și startup-ul tău, trebuie să se potrivească cu ideea, cu conceptul, cu ce vrei să faci. Și la fel este foarte important să-l și promovezi ca să știe lumea de el. Deci este un must. Eu aș zice aici ca două idei. Una că chiar dacă suntem în 2020 și oamenii încă nu optimizează pentru telefonul mobil așa cum ar trebui, din păcate, dacă arată bine pe desktop e ok, vedem cum mai mutăm niște chestii, și nu se gândește nimeni la o călătorie a clientului atunci când intră pe site-ul tău. De unde a venit, ce vede, cum vede, din ce parte apare, unde trebuie să ajungă. Nimeni nu pare să se gândească la lucrurile astea. Păi îți spun eu niște cifre dacă vrei. Traficul de pe mobil în momentul de față la nivel mondial e undeva în jur de 80%. Deci 8 din 10 utilizatori ai unui site vin de pe mobil. Este absolut ridicol că este invers procentul când vine vorba de optimizare și de cum arată site-urile. Da? Deci lumea încă face site-uri în anul 2020. Să fie frumoase pe desktop, da? Și să arate bine pe monitor. Ceea ce este absolut greșit. Exact. Este absolut greșit și e ridicol să te gândești așa și să fii marea agenție de web design care asta face. Mi se pare ridicol să pui problema în modul ăsta și să nu te gândești și să începi cu partea de mobil ca și optimizat. Adică, uite. Asta văd și, scuze Ioan, acum eram, îl văd foarte așa înflăcărat pe Răzvan. Și tu poți să rezolvi chestia asta cu 99 de lei? Bineînțeles. Noi avem chiar niște template-uri pentru diverse business-uri și care sunt foarte, foarte bune și se pretează foarte bine pentru startup-uri. Și sunt mobile first. Data în 48 de ore. Optimizat și pentru mobil, evident. Da. Scuze, Ioan, spuneai ceva. Da, nu, ziceam așa că la nivel de codare, ca să zic, sau pe design, am văzut că noile cursuri care apar sunt cu scrierea site-ului la nivel de mobil și după aceea condiția dacă utilizatorul intră cumva de pe desktop să scaleze sau să se modifice. Dar agențiile care ziceai tu probabil că au făcut altă școală. Eu mai văd ceva. Eu vreau ceva... Când s-a apucat Silviu de startup-uri, ca să zic așa, și au rămas la fel. Eu aș vrea să apară UX-uri dedicați pentru ceasuri. Păi știu că există. Da, da, să devină mainstream. Adică pentru startup-uri. Mainstream există la marile corporații care au și device-urile și care lucrează la OS-uri pentru ceasuri și la aplicații pentru ceasuri. Mă înțeleg că... Cel puțin în ecosistemul Apple sunt foarte multe companii care fac aplicații pentru ceasuri. Deci, eu sunt mare fan al ceasurilor și apropo de schimbarea legislativă de acum două zile legată de semnătura digitală, să spunem, ceasul poate să fie un instrument de validare a
prezenței tale în anumite contexte și inclusiv aplicațiile astea care îți validează, să spunem, prezența sau îți validează ok-ul pentru anumite documente, ar merge mai bine pe ceasuri. Adică ceasul e un tratament al colectiv, e mai greu să ți-l fure cineva, da? Trebuie să-l smulgă cu creaua și zona de plăți, zona de validare, mi se pare că ar fi device-ul perfect. Și aia l-aș vedea și ca modalitate principală de a intra în casă, a închide casa, a deschide mașina, a, nu știu, plăti bilete la cinema sau o sticlă de apă după ce ai venit de la fotbal, totul doar cu ceasul, dacă păi s-ar putea. Watch-ul de anul ăsta al celor de la Apple și înțeleg că și ceasul celor de la Huawei vor avea incorporate foarte multe din aceste funcționalități pe care le-ai descris tu. Deci ne apropiem. Ne apropiem ușor, ușor de... Deci am îmbătrânit. Mulțumesc. Exact. Și pentru că e cel mai rapid Coding Connect ca și mod în care a trecut timpul pentru mine, hai să vorbim despre promoția pe care o lansăm astăzi. Propusă de Silviu. Am dat share la altceva probabil, normal, pentru că am dat pe lângă, dar acum voi da bine. Nu, nu știu ce vedeți. Sorry. Asta e. Scuzați. Da, bun. S-a bucuit. Deci, să încep eu să vorbesc din experiență. E o idee care ne-a venit. Da, apropo, mai inclusiv de promoție. Mă auziți? Sau? Acum a revenit. Acum a revenit. Așa, bun. Da, Apple mai are de lucru la partea asta cu căștile, apropo. Bun. Mi se deconectează foarte des căștile și nu știu de ce. Bun. Mi se întâmplă foarte des, inclusiv de când a venit acest nou vânzător de digitalizare pe numele său COVID sau de când a lăsat promoția cu site-ul la 99 de lei. Să trebuiască să facem diverse aplicații pentru companii, fie la început de drum, fie pornite de mai de mult, dar care erau, să spunem, profane între ale digitalizării, inclusiv zona asta de comunicare. Și am realizat că e foarte complicat și e foarte greu de înțeles ca cineva să poată să-și cupere un domeniu, să înțeleagă ce name servere să pună, să poată să ne dea nou acces acolo, să le modifice, să devalideze cu cheia respectivă, să nu uite cumva să renească domeniul. Am avut și acest scenariu pentru unii dintre clienți și atunci ne-am gândit să le simplificăm viața și am zis așa: cumpărăm noi domeniul pentru fiecare dintre clienții noștri, ne ocupăm noi de partea de onboarding, facem noi setup-ul tehnic, gestionăm noi serverele DNS. O să avem în spate soluții Microsoft în majoritatea situațiilor și în funcție de scenariu și dacă folosim și ceva, vom avea și soluții Cloudflare. E un alt mare producător în zona asta de servicii de edge networking la nivel global, dar grosul va fi în, cum să spun, infrastructură Microsoft Azure. Practic vom folosi exact serviciile de DNS public pe care le folosește și Microsoft pentru serviciile sale. O să le primească fiecare dintre voi. Suplimentar pentru toate aplicațiile pe care le hostăm apoi, da? Pentru că foarte mulți dintre clienți vin și hostează la noi aplicații și nu folosim cPanel sau alte paranghelii, iar o să fiu dur de sorginte 1999-2002, folosim cu totul alte soluții, majoritatea, 100% sunt în diverse soluții cloud, fie locale, fie din Europa, de la mai mulți provider și folosim mai multe platforme, e în funcție de nevoia clientului. Și ca să face totul și mai simplu și să nu mai avem probleme de genul ăsta, by design facem hosting-ul DNS și certificatul SSL pentru fiecare aplicație, îl facem gratuit, inclusiv managementul. Singurul lucru pe care trebuie să-l plătești, trebuie să plătești la providerul de domeniu, prețul domeniului, da? Adică la domeniu sunt, nu știu, câțiva euro pe an în România, câțiva euro pe an în alte TLD-uri, așa se cheamă tehnic,
adică .com.online.tech.org sau ceva de genul. Pentru majoritatea domeniilor mai sunt câteva premii, dar dacă ajungem în acea situație, probabil că cei care și-ar cumpăra un domeniu premium ar ști ce să facă el cu el, deci nu ne pasionează. Deci pentru tot ce înseamnă achiziție de domeniu, pentru ce înseamnă hosting DNS, pentru ce înseamnă certificate SSL pentru aplicații, totul este gratuit de la Coating, totul este asigurat de noi, cu condiția să plătiți costul pe care îl plătim și noi mai departe către autoritatea, să spunem, care gestionează domenii RO, se cheamă RO.TLD. O propunere venită în sprijinul clienților, pentru că am remarcat că mi se pare foarte complicat. Noi facem chestia asta fără living, o facem bine și atunci ne-am gândit să o mai dăm mai departe ca și cadou pentru cei aflați la început de drum, să lăsăm să se concentreze pe ce au ei cu adevărat de făcut, nu să-și pierdă timpul cu a înțelege diverse formulare de la diverse tool-uri. Cam asta ar fi așa, să spunem, contextul general și propunerea de valoare. Ok. A fost clar. Bun. Astea o să apară și ele după emisiune mâine seară, probabil. O să apară pe site. Pe Coding Shop și în zona de comentarii o să punem și link-urile pentru kit-urile, să spunem, pentru startup-uri. Și orice fel de alte nevoi aveți, nu ezitați să ne contactați. Și mai avem un produs ultra mega premium, da? Care e de fapt probabil cel mai valoros produs în contextul ăsta. Nu i-am dat încă un nume, sau din ce știu nu are un nume. În schimb, vă povestim doar că funcționează cam așa. Ai un startup, vrei să pornești într-o direcție, știi ce vrei să faci, ai nevoie de un partener tehnologic pe termen lung și ai o discuție cu noi de câteva ore. Pe baza discuției și a ideilor tale de viitor, venim cu versiunea digitală a strategiei tale de business, da? Partea asta de versiune digitală e, să spunem, ceva ce o să te ajute să investești foarte, foarte bine banii în viitor, cel puțin din perspectivă tehnologică. Pe zona de core business a fiecare client nu ne băgăm, mai puțin cu excepția domeniului tehnologie, unde ni se pare nou, așa că avem ce spune. În schimb, din perspectiva direcțiilor, selecției tool-urilor, modalității de investiție, ritmului de investiție, planului A, B sau C, în funcție de evoluția companiei, credem că avem foarte multe de pus pe masă. Și acest gen de produs va fi, să spunem, oferit, deși el valorează foarte, foarte mult, pentru că îți poate reduce investiția cu sume absolut fabuloase. Va fi poziționat undeva sub 1000 de euro, în range la 800-1000 de euro, încă nu ne-am hotărât, sau poate să-l facem celebru 999. Ce înseamnă acel produs? Înseamnă o discuție cu unul dintre consultanții noștri în zona de startup-uri. Pe baza informațiilor pe care le capturăm, venim cu un livrabil cu privire la direcțiile tale de investiție în tehnologie. Și apoi, dacă vrei să lucrăm împreună, suntem absolut dispuși să te ajutăm pe termen lung. Dacă nu, rămâne livrabilul pe care îl primești și poți să duci, de exemplu, să ți-l implementezi singur. Nu e nicio problemă și avem mai mulți clienți cărora le-am recomandat să-și internalizeze diverse procese pe care le-am fi putut oferi noi, dar, să spunem, pentru ei aveau sens, măcar n-a spus făcea sens. Pentru ei avea o logică mult mai mare să-și internalizeze acele procese. Da? Deci suntem tipul de partener care spune lucrurile așa cum le vede și nu avem niciun stres legat de asta, inclusiv dacă din perspectivă business lucrurile nu sunt neapărat în favoarea noastră ca și revenue pe termen. Ne pasionează mai puțin unghiul ăsta, ne pasionează mai degrabă să fim cât mai apropiat de nevoia fiecărui client în parte și să venim cu sfaturi personalizate. Da?
Deci kiturile despre care am discutat mai devreme sunt take it or leave it, da? Sunt niște kituri gândite pentru firme la început de drum și încercăm să le ajutăm să folosească cum trebuie tehnologia, se aplică foarte multor companii. În schimb, dacă ai nevoi specifice, apelează la noi și o să stăm de vorbă câteva ore, iar apoi după ce ne facem și noi temele inter și facem câteva brainstorming-uri, cam asta e setup-ul în care scoatem insight-uri, venim cu o propunere care este personalizată pe nevoia ta de business. Bine că am notat tot ce am promis că livrăm de data asta. Să putem să ne ținem de promisiune. Ne ajută și YouTube, că ne înregistrează chestia asta și rămâne live și așa se fac și view-uri mai târziu, știi? Sure. Eu sper că am acoperit tot, s-au făcut 2 ore, dacă mai aveți ceva de adăugat. Eu nu am umblat la setup, nu știu nimic, nu știu ce se întâmplă pe YouTube. Tot e ok, m-am uitat la întrebări, la tot da? e în regulă. Deci, da. Ne-am și auzit? Ne-am și auzit, da. Surprinzător, după începutul pe care l-am avut. Da. Ia zi, Răzvan, cu ce să rămână oamenii după discuția asta, ultim sfat așa? Take it away. Da, e ceva preluat de la cea mai tare corporație din lume. Se numește Armata Americană sau US Army. Și este simplu, da? E set objective, plan și execute. Da? Deci cam asta ar sumariza un startup. Deci funcționează de minune ăștia 3 pași. Da, e cea mai tare corporație din lume, deci merită urmat. Dar când ai spus tare, te referi la această tărie, la bugete, la... La orice. Ia-o din ce punct de vedere vrei tu, e cea mai tare corporație din lume, da? Are un buget nelimitat aproape în fiecare an, procesele din corporație sunt flawless, da? S-au scris cărți în 30 de ani multe. Despre ce fac băieții ăștia și au și acces la cea mai bună tehnologie, da? E inclusiv, cea mai tare câtă lume știe, 2 mici așa anecdote adevărate. Scrum-ul ca și metodologie de project management, ecosistemul agile, are la bază foarte multe lucruri învățate în armata americană. Și una dintre cele mai mari platforme de public cloud din lume, speța a doua ca și nivel de penetrare la nivel de consumator, dar cea mai mare ca și, cum să spun, prezență fizică, da? Ca număr de data center, servere și tot așa, pe numele său Microsoft Azure, a pornit-o dintr-un proiect al armatei americane acum vreo 15 ani, da? Au cerut celor de la Microsoft să le administreze un data center. A zis, bă, noi ne ocupăm cu de-astea. Rachete, cu tunuri, cu avioane, cu leadership, cu alte nebunii, faceți și voi serviciile astea pentru noi, știi? Și de acolo a pornit ceea ce astăzi este Microsoft Azure. Deci, pe baza acelui proiect, Microsoft a lansat Microsoft Cloud-ul de mai târziu, apropo de impactul armatei americane în productivitatea startup-urilor românești din 2020. Nici nu știți că vă ajută americani. Indirect. Da. Cool. Bine, păi zic să ne oprim. Acum pot să fac chiar poantea aia cu să mergem la casele noastre. Oh, wait. Și ne auzim peste 2 săptămâni. Subiect aveam, Ioan, parcă știm. Cu Florin. Și cu Microsoft, în general. Da, să fie cu Microsoft, cu desktop-uri virtuale, cum facem să lucrăm de la distanță, chiar dacă nu avem cele mai tari laptopuri, cum facem în continuare să mici, să spunem, implementări de procese care ne fac viața naibii de simplă. Nu trebuie să investești 80.000 de euro, nu știu ce soluție de project management, nu trebuie să dai 300.000 de euro pe nu știu ce nebunie care să-ți facă bugete și reporting, da? Poți să o iei așa, one step at a time și să
pui două liste în SharePoint, să faci două implementări cu Flow, să mai ai două platforme open source, să mai folosești ceva entități custom în common data service și să poți să faci ceea ce face concurentul tău cu 80.000 de euro, să o faci cu 20.000 de euro. Da? Și ca să-l parafrazăm pe domnul Henry Ford, diferența, dacă o bagi marketing, o să facă diferență. Henry Ford, răspunzând la întrebarea ce ar face dacă ar trebui să o ia de la zero și ar avea 20 de dolari, a spus că și-ar cumpăra creioane de 2 dolari și de 18 le-ar promova. Ar fi ideal să nu dai neapărat bani pe calculatoare, pe tehnologie sau în subscripții Microsoft. Ar fi mult mai fain să, nu știu, îți angajezi mai bun, linii mai bune de producție sau să-ți promovezi mai bine produsele sau să ajungi mai repede la consumator sau ce vrei tu să faci. Da? Încearcă să iei cele mai bune decizii și lucrurile o să fie faine. Minunată să aveți fiecare dintre voi și toți cei care ne-ați urmărit și ne vedem peste două săptămâni, nu știu ce dată e, ba da, ne simt pe 30 iulie, da? Da, da. Bine, seară.